fac, domnul Marcos, invitat. Astăzi avem ședință ordinară, Consiliul Local. Prezența este de 100% din 3 ori și pentru că sunt prezenți toți. Sunt să vă informez că avem invitați din partea Partidului USR sau USR, da? Doi. Domnul senator și domnul deputat, dacă vor să prezintiți. Sunt senatorul SR Plus de Bacău și mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. O ședință fructuoasă. Da, și eu sunt deputat Teodor Lazar, sunt aici nu din partea partidului pentru pe cărui listă am candidat, sunt aici din partea Parlamentului României pentru a-mi trage concluzia în ceea ce privește cum se desfășoară cu ședințele de Consiliul Local în tot județul Bacău. Vă urez spor la mine. Înainte de a da de ordine de zi, aflând în întreag din primăvară, vreau să le urez doamnelor o primăvară călătoroasă și frumoasă și rolă. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Cu permisiunea dumneavoastră, dau vă citirea ordine de zi. Deci, aprobarea procesului verbal al ședinței coordinate de data de 28 aprilie 2021. Le dau citire la toate și tot le luăm pe fiecare capitol. Dacă sunteți de acord, sau le luăm pe fiecare, cum doriți, după un... Deci... Poftim? Se luăm la rând. Deci, la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.1.2021. Deci ați luat la conștiință, dacă sunt ceva probleme. Dacă sunt ceva probleme. Pot să o revizui iar. Da, deci, sunt opțiuni preaprobare, da? Deci, care, cine este templul? Domnul președinte, constat că procesul verbal a fost aprobat în anumitatea 13 luni. Următorul punct, avem prezentarea avizului din partea comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorul unităților subordonate, sau care se află sub autoritatea Consiliului, timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor și altor probleme care se supun dezbaterii Consiliului. La prezentarea avizului din partea comisiilor. Comisia juridică a fost favorabilă la toate proiectele care este ordinea de zi. Comisia economică a fost favorabilă. A fost favorabilă la unde? Deci, suntem de acord că nu am dat din transformare. Să punem la vot cu comisia. Suntem de acord, da? Deci, au fost acordate avize favorabile tuturor proiectelor de hotărâre deschise de ordinea de zi. Pentru că aici, în afară de prezentarea vine din partea comisiilor de specialitate, mai scrie continuare. Rapoarte, informările conducătorilor unității, subordonate, interpelări politice, petiții și tot așa. Da, dacă aveți ceva probleme? Trebuie să... Să mă scriu la cuvânt, pentru că punctul ăsta e nou, văd. Nu este, nu este aceeași. Bine, dar era doar pentru avizii, dar aici sunt... Bine, nu. În legătură cu acest punct, dacă sunt alții care vor să-mi scrie la cuvânt. Deci, domnul Cristacară, da? Da, cineva mai dorit? Poftim, domnul Cristacară. Da, datorită faptul că aici e și vorba de integrații politici, dar nu mai petiții, întrebări, așa, aș dori să-l întreb pe domnul Șupeca. Deci, am văzut că dânsul a preluat autoturismul care a fost condus timp de 4-5 ani de postul viceprimar, m-ar interesa ce condiții a fost preluat, dacă a fost reparat, să văd și eu în spatele tuturor intervențiilor făcute, documente explicative. Iar pentru data viitoare, nu e o cerere, e o cerere sau o solicitare, nu e o temă așa personală, conform legii m-am interesat, în momentul când se preia o funcție,
de la se face o predare, preluare. Aș dori să se prezinte inventarul tuturor bunurilor care sunt în subordinea acelui post de viceprimar. Vă rog frumos, domnule secretar, să consemnați. Deci la ședința următoare sau următoare, la primul lucru, nu să aibă timp, dar trebuie să nu există un timp obligatoriu de câteva zile sau nu știu ce zile, trebuie să prezinte un inventar clar la toate bunurile care sunt inventariate și starea lor, practic. La alte comuni, chiar și orașe, am văzut o postare, că eu sunt cu postările, unii s-a schimbat conducerea după ani și ani, după 20 de ani, practic, aproape de noi la ajut, noul primar a descoperit acolo multe cumpărături, multe achiziții care nu s-au rost și sunt depozitate într-o magazie, aruncate, ascunse, nu știu ce. S-ar putea și la noi să ai surprizii din astea. Deci vă rog frumos, domnule viceprimar, în funcție, să luați apte, solicitarea. Vă mulțumesc. Deci ne mai vin alte probleme. Dacă are dat răspuns domnul viceprimar, ar fi bine să răspunsă. Nu poate să dea, deci să dea în scris exact cu toate exact. O să vă dau răspunsul scris cu inventarul și așa ceva. Iar de vedere cu mașina, mașina a reparat-o cu eu, banii mei. Deci mai numai? Mă scuzați că intru în dialog. Am reparat-o. Eu nu am costat atât de mult și dacă am văzut după stăpult, am reparat-o cu banii. Spuneți în ce constă reparație. În ce a constat reparație? Ceva la returul la motorină, la distribuție pe acolo, și a fost schimbat un suport la motor. Deci a suportat un astfel cheltuieli. Deci, practic, n-ați preluat, adică, când s-a preluat de alte posturi, era în stare funcțională, că așa s-a cumpărat, în stare funcțională, ca și lucrat de lucruri publice. 280 lei a fost la reparație. 280 lei. Să notați și kilometrii care, la preluare, când ați preluat dumneavoastră. Sunt numele. Asta tot a plătit din banii noastră? Nu știu. Rămâne. Da, este făcut un post, o să vă arăt. Da, mâine, dar e vorba de mai mult. Dacă o nu... Nu contest bunăvoința de la adevărat. Totuși, mi se pare că asta, următorul punct, prezent, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Unite Găzduron pe sectorul pe primetul 4, anul 2020, inițiator domnul primar. Da. Ați avut materiale, adică imaginea materială, aveți probleme deosebite. La listă. Au fost discutate în comisie. Plus că au avut o dispoziție contabilă care trebuie să explicați atunci. Dacă sunt ceva probleme. Doamna consilier, te rog. Mai este altcineva? Nu mai găsiți la urmă. Ai cuvântul, doamna Cătăria de Tăcu. Rog personalul de specialitate din Carabalul de Specialitate a domnului primar să-mi dea contul de execuție pe formatul bugetului aprobat. Pentru că pe bugetul aprobat este trimestrul 1, 2, 3, 4 pentru a putea verifica execuția bugetară pe trimestrul 4 din ce s-a aprobat. Așa, din formatul care este, nu-mi dau seama exact. Mulțumim. Mai dorește cineva? Deci, supunem pe aprobare când este pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi, respectiv 7 voturi pentru 13 exprimate. Pentru 5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni a lucrărilor de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform legii 416. Inițiator, domnul viceprimar Stoica. Deci, am avut toate lucrările care sunt venite, dacă sunt discuții primare la domnul Dumitru. Da. Domnul Cărcare. Da. Domnule președinte, domnilor colegi, în legătură cu acest proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local de anul 2021, vreau să vin și eu cu un amendament cu privire la curățarea, dezinfectarea și îngrijirea tuturor fântânilor de pe raza Comunei Urechești. Ele aparțin în patrimoniul OAT Urechești, unele dintre ele sunt în stare foarte degradabilă, iar, din păcate, unele au dispărut și v-aș ruga să luați măsuri privind acest aspect. Am studiat cu atenție planul de acțiuni și lucrări. Văd că noul viceprimar împreună cu domnii de la Social au început deja unele acțiuni. Nu-mi rămâne decât să-l felicit și să-i urez mult succes în mandatul dumnealui și totodată să-l anunț că din partea stângii va avea parte de o poziție constructivă pentru binele Comunei Urechești. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Au avut o acțiune de curățare a șanțelor, a rigurilor. Domnule Stoica, domnule viceprimar, eu sunt foarte vigilent. Domnul Grăbeanu știe în toți anii în care a fost funcționar viceprimar. Sunt atent la toate detaliile. Am văzut că ieri s-a ajuns cu curățarea părții este mitul carosabilii la Videne. Am mai întrebat-o dacă când era domnul vici domnul Grăbeanu în funcție și domnul primar, nu știu dacă e în sarcina noastră să stăm noi să curățăm șanțul în Marea Națională. În fine, trece chestia asta. Dar am observat că de ce s-a rezolvat problema asta? Chiar în intersecția aia, la care mi-a zis o zi, în Mitroița cea nouă, care s-a simțit, s-a filmat pe fața, a preluat, și stația, chiar stația de autobuz micobuz, a stat acolo și au grămat o grămăjoară de gunoi, domnule. Ca, am și fotografia mare, vreo 3 săptămâni, ieri s-au luat de acolo așa. V-aș vrea totuși, când mergeți pe teren, am văzut, am anunțat, nu trebuie să așteptăm. E bun, chiar acolo și-a lăsat stația de bus, unii cândva în toamnă, era fotografiată, era expusă, când era perfect, era curățat, era vorbit, era tot ok. Deci, vigilența. Și pentru că am stat ani de zile care, dacă vă spun acum la centru, să trecem în afară noi, la un an și jumătate, după darea în folosință, s-a lăsat un șgheap și a dus pe perete de la baie, s-a negrit tot, până când a spus, domnule, dar nu-i două persoane și l-a întors singur și a luat dracu bar, e păcat. Lucru care încă îi mai plătim din bugetul local, din banii cetățenilor. Asta e. Noi, în schimb, am văzut, s-au efectuat lucrări de calitate, cu ce am avut și noi, ce putem să facem. Nu știu acum unde se duce fuzul ăla de creieni și de toate alea. Proces, este o lege acum, în februarie, 20 ceva, parcă domnul Andrei m-a informat. 22 februarie, parcă nu? Trebuie să avem mare grijă. La asta e oriceva, că din anul european trebuie să cinci la Ministerul Mediului. La țară trebuie, n-ai ce să faci, trebuie să îi duci și să ai bun undeva. În schimb și facem ăsta, cum se cheamă, am văzut, sunt și foarte, foarte puțin, nu mai sunt ca înainte 100 și 200 de la de beneficiar al legii 16, care prestează servicii în folosul comunității. Sunt pe cât mai sunt? 20-30? Foarte puțin. 30 și poate bun, dar nu sunt 15. Și m-aș vrea că dintre ei sunt cei care nu prea au forță din muncă, că îi lasă oameni, așa s-au plecat. Da.
În schimb, e vorba și de supravegherea lor. Supravegherea lor, eu am spus și în mandatul trecut, s-a achiziționat niște vezi reflectorizante, pentru că prestați servicii pe imaginea drumului. Este foarte periculos, am văzut peste tot așa, nu s-a luat nicio măsură. Astăzi, da. Și e vorba și de asigurarea protecției lor. Deci, am văzut în planul noastră ieșat, ieri sunteți noastră trecuții, domnul Știrbăț și domnul Alexandru. Dar totuși, să iei un angajat de acolo, să întâmplă ceva cu apa, nu, el trebuie să aibă greșelii ceilalți muncitorii de la Pasi 16. Deci ar trebui gândit un ceva, nu știu, o strategie, eu nu pot să-mi dau seama, un aparat funcționare, în fine. Nu poți să iei omul, și așa mai e un om, să-l iei de acolo de pe post și să-l trimiți să stea cu 7 persoane și să grevezi el marginea drumului național. Care iar îl repet, că nu știu dacă e treaba noastră. În fine, dar acolo s-are alte greuri. Pentru că s-a dat de comuna frumos, da. Se face și acolo domnul Pisucioarău. Iar legătură cu vestele, nu ați observat, dar la câțiva dintre ele am adus o veste. Nu știu dacă a spus de curăție, aveau vreo 3-4, dar la jur, dar aveau 3. Am avut vreo 7 veste. Da, este un model de consilier. Cine este un care tot au dat pentru început, eu am adus și le-am dat de acasă. Nu știu dacă ați observat și în spatele căruții unde se încărca, era un corn de la reflectorizant care tot. Da, e periculos. Deci cât de cât am avut grijă pentru început. Pe viitor o să am în vedere să rezolvăm problemele. Da. Iar pentru noi acolo care am luat uiță, a fost și perioada aia când am lins un pic, nu se mai vedea, a fost și în ghet, erau minus 3-4 grade. Nu pot să aduc omul să facă curățere fric-fric. Să vă zic că eu am fost. A fost o perioadă mică cu zăpadă, dar să vă zic. Bine, o dragă de să ajungem să rezolvăm problema. Și mă refeream deci personalul de la Marien Doar până la angajat. Haide, domnule, înțeleg. Ședințe, eu sunt consilier local ales, eu nu vorbesc în numele meu. Să mă dau eu exemplu pe mine. Vorbesc în numele consilierului importante. Dar apropo, deci de și personalul de la APA. Întotdeauna, deci acum noi avem o lucrare de amploare în comună, canalizarea. Dar nu se poate efectua o lucrare, o excavare, cu hop, să lucră conducte de apă. Chiar acum recent. Stă oamenii pe zona asta, pe aici, v-am văzut pe aspectele. Nu, acolo nu a fost un pom, dar acolo un hidrant a cedat. A fost oprit timp de 3-4 ore apa, până când s-a rezolvat situația. Da, deci nu a fost un pom. Vă rog frumos să faceți un plan. Deci, s-a o zonă. Băi, la ei, dacă cumva nu s-au făcut înestarea cu trei, nu s-au făcut legăturile bine, că una e când e nou și când e continuitate, nu prea ai un rat acolo. Deci să fie notat. Că harta, înțeles că nu avem noi. Nu există a hartă. Unii trece conducta din 120, din 70 și unul s-a înțepat cetățeanul. Legal sau ilegal. Asta nu mă știu că unii de văzut. Da. Nu se poate să avem o lucrare și strigăm alta. Că nu știi unii să sări omul ăla. Muncitorul. Iar apa o să mai fie oprită. Avem în vedere să mai reparăm din hidrant. Și vă dați seama, o să mai fie oprit. Și apropo, ce vreți să faceți prin inițiativa care a luat-o cu... E vorba de semnalizarea lor? Sau și de... Identificarea? Trebuie să mai încălunește, o să facem cu cofrare și sturăm beton în jurul unde nu mai este beton. Este inițiativa luată de mine, am spus-o fostului viceprimar, nu s-a întâmplat nimic. Am, dacă vreți, vă identific și eu. Uitați-mi cu tare loc, sunt atâția hidranți care nu sunt... Deci, practic, stau așa, îți dă rămas. Fără capac, fără nimic. Vă mulțumesc. Domnul Andrei. Mă așteptam la domnul Vicin. Prin nou să fac un alt plan, nu același plan care l-a avut și vechi Vici. Mă așteptam la ceva mai nou, ceva mai constructiv, un plan mai elaborat. Venim cu aceleași vechi probleme, eu înțeleg. Vederea 11A, adică e inutil să intervenim, că se intervine la drum. Important este să intervenim în interiorul comunei, la șanță. Pentru șanță, pentru pădeții ce avem noi de lucrat. Venim cu același lucrări în cimitir. Fiecare biserică își are eluria și ei, își fac curat în cimitir.
Nu trebuie să-l punem la 416 de morminte. Am mai zis și la alte ședințe. La școli. Curățenie. Avem școală urechiștare administrată. Chiar dacă nu s-a făcut program, a fost online, administrată trebuia să aibă grijă. În jurul școlii își continuă, nu trebuie să intre și el online. Deci putea să-și continuă activitatea, cu toate că nu-i treaba noastră școală în administrație, dar noi trebuie să ne scoatem de facem, de curățăm mizeria lor. Întrucât avem oameni puțini la 416, ar fi bine și folosim în folosul comunității, mai mult acestor țărilor, nu să ne afișăm cu ei pe drumuri naționale. Trec mașini, Doamne ferește, n-au o vestă, n-au nimic, trebuie să-și păzit. Acolo putem să ne facem o adresă la drumul național și în afară localității, ar decât să-și facă treaba. Ce avem pe DN11? Avem o șansă, într-adevăr, care a fost avut cetățenii au solicitat de a te urca pe mării. E vorba de Mihal Cea Ion, de Aldea Tanca, unde toată apa se strânge la gara, vin invers. Trebuie de spundat un podeț. Am mai zis, ăla putem interveni pe interiorul localității. Mai sunt podețe de spundat, avem la Nunca Vârchii, în capul satului, deci undeva la votarul Eleonora, să arăt un podeț. Avem țeavă, putem să luăm o țeavă. Avem. Au fost podețe care am făcut și o țeavă aici, o ducem la Nunca Vârchii. Am o idee de apă mare, că vedem și nu o țeavă. Țeava asta e, oricum, e mai mare, e bună. Decât să nu fii, decât să treci un metru jumătate cu mașina, să le corși și noaptea, să intri un bătrân în șapte. În mineralul public nu există. E bine doar de vedere ca să... Să facem. Mă așteptam la domnul Stoica să fac un plan pentru școala de la Slobozia. E de Slobozia de acolo. Să facem pe acolo, să amenajăm ceva, să nu rămână paragină. Și putem interveni cu 416. De asta zic, lăsăm drumul național. Facem interior să fie comuna cât mai ești. Da. Mai avea un lucru cu școală de tot. Însă atâta, dar pe timpul... Aici, mai specific, că tu unde păsești pe interiorul de fotbal, care trebuie de fotbal, dacă vă dați-o, îl facem noi. Dacă îl faci pe ăla de la Zăpăzii, că ăla nu mai intervine nimeni. De ce vine din ăsta să fie de acolo? Prima oară copiii mai iese. La un fotbal ăsta. Și să avem grijă și... cu păstorii care... să nu mai intri pe de fotbal. Asta puteți interveni. Ne ajutați mai mult la condățel. Intră pe terenul de fotbal, plan de calitar, rupi pe armă și păcat, sunt toți banii noștri care se spune acolo. Cam atât am zis în momentan, nu o să mai fi parcursul anului cu timpul, o să intrați în... și v-ați sfătui. Adică v-ați sfătui. Eu v-ați zice așa, nu-i corect să spui, domnule, că am făcut banii lui de acasă. Eu nu văd asta. Adică, nu-i un echeșul tău. Nu e un echip. E tuturor. Nu poți zici, băi, nu poate acasă la lucrul ăsta. Nu poți să zici, așa era și cu patru ori. Și nu vici în urmă. Nu poate acasă la lucrul. Poți să spui că nu poate de acasă. Că ce te mai ajunge acasă să fii cu? E privatizat, e persoană fizică. Andrei, eu pot să interpretez și altfel în momentul când tu vii și mă arăt la elastic, că nu am închis eu și eu era doar atâta. Nu există așa ceva. Eu pot să interpretez altfel. Am tot dreptul să interpretez altfel. Și colegii își dau seama, și și domnii senatori deputați aici, că am înțeles ce vreau să spun eu. Nu există așa ceva. Mă văd ce e frumoasă. Aveți bună voință. De eu pot să... altfel mă gândesc. Da. Dar vă gândesc dacă era altcineva, nu face lucrul ăsta. Păi... nu există. Da. Domnul Andrei, mai aveți sau ceva? Da, da. Mulțumim și... are un lucru cu doamna Sătirea. Eu aș vrea să știu exact cât sunt la lucrul social. 30 și acolo 40. Vă dați să trăi din care. De muncă. Care să vrei. Nu am acum o mai multă. În total, prin care ați și mai puțin ați... Deci care s-au prezentat pe ăștia la pe dau exemplu la Fărănțel și acolo Lucă? Deci eu am fost aproximativ 19-20, iar pe Slobozia Urechești, 12-13. Deci acestea sunt ați. Că nu chiar cum sunt dată, mai sunt noi din ei sunt acți și nu vin la muncă, ce mă spus să iau? Că sunt care sunt acți de muncă, dar da. Răspuns de să vină. Nu știu bani. Asta vă să știu că se iau o măsură, se
Sunt la muncă, dar sunt la altă parte. Dacă sunt bați de muncă și refuză să desfășoare activitate, pasă la unul din dumneavoastră. Deocamdată n-am întâlnit. Nu aveți, dar care? Dacă se întâmplă, pe știu persoane care au zis că nu. Aia care vor refuza ca să participă la muncă, nu se va crea. Ok, domnul secretar, mă scuzați, să vă scrieți exact ce a spus domnul viceprimar. Deci care nu s-au prezentat un respect de program când îl solicită și în altă parte, cum știu eu că sunt în altă parte. Da, și vreau să desfășoare activitate doar în folosul comunității. Deci asta să fie. Și să fie foarte restrictiv acest program, că spune statul nou doar în aprilie 2021 sau, adică dacă sunt gunoaie periodic făcut o verificare la întreaga comună, nu știu, desfășoare activitate pentru indemnizația pe care o iau. Ar trebui să facă 40 de ore pe lună. Deci 40 de ore. 32 ore. 40, 32 ore pe lună. 4 zile. 4 zile. Deci a fost la 4 zile pe lună. Da. Și ai făcut 4 ore pe zi. Și îmi cheamă de așa zi. Mai aveți ceva? Da, când se fac lucrări la terenul de sport, din potențel, văd că aici ați spus ceva și vreau să mă informați pe mine, vă rog, pentru a fi prezent și unul din cei care au preținut până acum terenul de sport, adică cineva din echipa de fotbal, a vrut să spune ceva de mușuroaie, să nu se strice mai mult decât da? Pentru că până acum a fost întreținut doar de ei, da. Și n-aș vrea să se strice, să-mi poate să desfășoare activitatea acolo. Atât, vreau să mă anunțați ca să fie da. Să fie cineva prezent din echipa de fotbal. Domnul, mulțumim, mai am multe probleme, dar am avut să discuție și colegii mei. Doar vreau să mai suplimentez mai multe propunere aș vrea să vin. Chiar ieri era o ceață foarte densă, dacă se continuă să se lucreze pe marginea drumului național și a căii ferate, aș propune, măcar în zilele în care vizibilitatea este foarte redusă, să se schimbe punctul de activitate. Și aș mai vrea să știu, că am văzut persoane care mergeau la ajutorul social în stare de gravitate, dacă acele persoane lucrează sau sunt trimise acasă de cineva. Am avut două cazuri, stau în exemplu pe cașă, nu știu. Aveți alt protest? Și pe unul, care erau două dimineața, dar ies acasă. Domnul primar, nu mai e ghiotist, domnul viceprimar, lăsați ca să-și pui partea dânsului. Dumneavoastră, când o să fie partea noastră, atunci, în absența persoanei, noi nu trebuie să dai nume. Dar nu, dar nu. Nu, ați zis persoane, care nu am zis. Nu, 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 mai mult cu precizările astea, pentru siguranța lor, aș vrea, în zilele în care e vizibilitate, oriunde s-ar deplasa pe foarte mult dintre ei, la punctele de lucru se deplasează pe carosabil, înțelegeți, ori să găsiți un mijloc de transport, dacă e de lucrat la Șobozia sau la Urechești, să-i aduce mulți bătrâni cu probleme alții de sănătate, pur și simplu să pot întâmpla nenorocit. Da. Trebuie să găsim o soluție și pentru ei. Mulțumim, domnul Bărnaș. O problemă așa de când eu la acest capitol, eu, cu toate că spune colegul nostru, domnul Andrei, că la biserică nu trebuie să facem, totuși eu am rugămintea la domnul viceprimar, acolo, în satul Cadăchie, drumul ăla care duce către biserică să fie curățat, pentru că în mandatul trecut am făcut un traseu de iluminat public, și sunt oprescut arbuștii, trebuie toaletat și făcut irigoli. Nu are forță de muncă satul respectiv să facă așa ceva. Din satul îmbătrânit, asta e situația. Mare că din care și exact. Dar drumul, dar drumul, dar drumul, dar drumul, dar drumul, dar drumul, dar cu adustare de tare, domnul Andrei, legătură cu podieță, dar de câte știu, acolo va veni făcut un podieț normal acolo, pentru că ceva ar mai fi un podieț, dacă tot suntem la capitolul ăsta, la Cornățel, de la Căițanu, în dreapta, acolo s-a pus pământul, dar acolo trebuie făcut, trebuie avut în vedere și acolo sunt. Acolo nu e podieț. Trebuie să-l adică trebuie construit. Ar mai fi unul la moară, dar acolo nu s-a făcut. Dar asta face o altă discuție. Eu atât am avut de spus și acum rog pe domnul primar dacă are un... Mi-a dus la atenție câteva probleme, în urmă așa știu. Da, mulțumesc. Văd că
a sări la gâtul viceprimarului că a făcut curățenie în zona domnului național și a căi ferate. Domnul parlamentar, legislația actuală spune cam în felul următor. Partea de intravilană este administrația locale, extravilană este a drumului național. Sau căi ferate. Și așa nu avem drumuri în România suficiente sau bine dezvoltate. Și cred că nu este absolut deloc o vină că se face curățenie în România. Sunteți de acord? Cred că și dumneavoastră v-ați spus, sunteți de acord. Imaginea unei localități se vede de la intrarea până la ieșirea de drumul național, în primul rând. Deci nu putem să vorbim că de ce, cum, că trebuie făcut este obligație, că e necesară și cred că a pune mâna și alții decât doar cei care sunt la social, iar este o necesitate și este obligația fiecăruia. Trebuie să recunoaștem că nu se face curățenie chiar nici prin intravilan de toată lumea. Da? Și se așteaptă să vină tot cel de la 4-16. Chiar dacă pe ei care au mai rămas câțiva, noi, cei care ne considerăm superiori, îi anatemizăm, îi acuzăm, nu mi se pare corect. Deci ei fac munca pentru modul în care noi ne facem sau nu ne facem treaba în calitate de cetățeni. Aruncăm cu noi aiurea, nu tăiem o bălărie, nu curățăm un șanț, toate adunate la un loc. Aș propune, domnilor parlamentari, să aveți în vedere ca și extravilanul să fie tot în competența administrațiilor locale. Că și așa nu se face. Și așa, pe zona de drum național, cei care trec să fac curățenie, să spunem, teoretic, mai mult teoretic, atât fac. Vara, doar că un metru lateral stânga și dreapta apostamentului. Atât. În rest, tot ce înseamnă văluit, curățat, greblat, să toate administrațiile locale. Și asta se face, dacă veți merge în primăvara asta, de exemplu, de la Urechești până la Onești, toate administrațiile locale rezolvă aceeași chestiune. Pentru că doresc să fac o imagine, să spunem, zonă. Este intrarea în județul Bacău, pe Valea Trotșului, Valea Trotșului, care e plină de istorie și nu cred că trebuie să lăsăm în mizerie. Vă mulțumesc! Mai sunt? Eu spun, dar e și interior și exterior comunat. Nu spuneți că afară, fac și interior. Dar dacă voi duce în alte localități, e făcut interior și exterior. Unul am deci de și interior. N-am început decât de 3 zile. Deci, am văzut să începem. Centrul tocmai este de da. Să punem la vot proiectul de hotărâre. Care este pentru? Președinte, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Inițiator, domnul primar. Da, deci, dacă aveți completat. Eu de completat și să mai completez, că se știe că suntem membri în ADIS de peste 10 ani. Este o obligație statutară și cred că nimeni nu poate să spune că nu rezolvă sau nu aprobă chestiunea asta. Deci eu, în ceea ce mă privește, recomand să aprobă, fără ceva de probleme. Dacă cineva dintre colegii are ceva imagine de material și v-ați spus la amelătorul. Dacă nu are nimeni, răspundem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației. Care este? Cine este pentru? Proiectul a fost adoptat 13 voturi. Mulțumim. Mergem mai departe. Proiectul proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pe anul 2021, la nivelul Comunii Urechești, de Bacău, Bacău, indicatorul asemenea domnului primar. Este pentru probabil că trebuie dat o hotărâre specială. Deci noi am aprobat, doamne. Deci să punem la vot. Vă întrebare, aici specific și la societăți sau numai la persoană fizică? Și la societăți. Societăți de cât au rămas? Ce vreți să rămas?
Ați avut planul tarifar. Nu mă planul. Și planul tarifar stabilește. Nu ați primit planul tarifar care a fost aprobat anul 2013. Dar la persoane fizice, dar persoane juridice nu sunt la persoane. Ce la persoane? 900 de lei. La 200 de lei. La taxa la agenții economici, în anul 2021, este 16,09 lei. Iar în hotărârea de Consiliul Local, în cea clasă și impozite, este 16,66. Deci am luat un tarifar aici, în față. Hotărârea de Consiliul Local, taxe și impozite. Apoi este un tarifar. Dar acesta este planul tarifar, care a fost aprobat în hotărârea de Consiliu. Și pentru anul 2021, la persoanele fizice, în mediul rural, este 7,74 și agenții economici 16,09 lei. Pe luni. Pe luni. Este necesar să facem hotărâre de consiliu. Este mai mult la 16. Deci supunem la urmă. Sunt societăți care strâng deșeurile separat. Deci, cunosc o societate, un magazin în care el nu strânge separat. Ea, cartonul cu zi care... Selecționat. Da, selecționat. Mai plătește și taxa asta dacă el deja are... Are selecție, dacă el selectează. Ei ne colectează separat și nu-i dă la... Da. Deci, puteți să punem la vot. Cine este pentru? Asta e 6, 7, 8, 9. Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi pentru. Se mai întreabă cu 8. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Orecești, de Bacău, care se aplică în anul 2021. Ați avut materiale, dacă domnul primar aveți ceva completări, vreți să aveți? Da. Chiar mă bucur faptul că sunt și 32 parlamentari la OSR care sunt în guvernare. Eu mulțumesc de listă. Și pot spune așa. Știm cu toții, salariile sunt înghețate la nivelul salariilor din anul 2020, din luna decembrie. Personal, cred că în momentul de față, având în vedere situația, este normal să fie la un nivel, să spunem, de stopare. Urmând ca, din ceea ce cunosc eu, să va recurge la o nouă lege, în cursul anului 2021, așa este, domnul Arafat? Așa. Prin care se vor reașeza salariile în sistemul bugetar. Vreau să fac remarca. Din total, număr de posturi existente la Comuna Orchei, din cele 30 de posturi, ocupate sunt 20, inclusiv primar, viceprimar și secretar. Deci posturi de execuție, 17, iar posturi de conducere sunt cele 3. Cred total. Deci aș putea spune grad de ocupare 66%. Și pot spune un lucru. Și îmi pun o întrebare, domnul parlamentar. Dacă 66% se poate la Orechești, nu văd de ce nu s-ar putea și în toată România un nivel de ocupare a posturilor rezonabil, nu supraumflat. Pentru că asistăm și la Orechești, de exemplu, la toți celor de discuții, că sunt foarte mulți oameni. Nu. Nu sunt foarte mulți oameni, structura de personal, permanent am avut un nivel de ocupare, nu știu, cifre de 65% și pot spune din toată, cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea că cu nivel de actual de 65-70% se poate desfășura o activitate destul de bună, eficientă în comunitate. Deci consider că ceea ce dorește guvernarea să facă în momentul ăla cu acțiunii de redimensionare a structurii bugetare, mi se pare justificată și corectă. Și vă mulțumesc. Fii mari, la... Cine doresc să spui la problemă? Domnul Pisacar, nu?
Mulțumesc, domnul președinte. Cum a spus și domnul primar, deci din ce a spus primul ministru, deci salariul rămâne înghețat la nivelul anului 2020. Pe mine m-ar interesa și despre sporuri, s-a aflu și eu ce sporuri avem, nu zic nesimțite, poate cine știe ce sporuri avem noi, care sunt adăugate la salariu. Iar cât țin, cum a spus dumneavoastră, ocuparea este de 66% la noi. În momentul de față. În momentul de față. Da, nu este o problemă ocuparea sau cât salariați sunt în primării, că sunt mulți sau nu sunt mulți, sunt foarte puțini, nu, așa. Pe mine m-a interesat și mă știți de atâta timp, performanța lor. Degeaba am eu într-un birou trei persoane, dacă eu performanță nu văd, văd zero. De exemplu, hai să zicem la Alex Cărsilini. Am o persoană cu 70 de milioane pe lună, plătite din bani publici, și mi-a adus un venit din 1000 de lei, sau nu știu când. Și a spus salariul din exact pe ce sunt. Bun, așa. Deci problema este din personalul competent. Pentru că așa știu, am luat lumină de la nou guvern, eu sunt de altă, în altă zonă, dar îmi place, mai ales că, dar nu știu dacă duceți până la capăt. Vă rog, duceți până la capăt ce ați promis, dacă toți sunteți aici pe. Mai ales USR-ul. La PNL nu prea am pretenții, că eu mai fost. Ați început că a spus că tăiați sporul, faceți. Dați-ne până la capăt, vă rog frumos. Eu sunt în privat. Nu poți să ai un salariu de 73 de milioane să nu produci nimic propriu zis. Propriu. Nu respecti programul, nu respecti programul. Păi în privat la un patron, că merg, nu există așa. Să mă duc să duc copilul la școală dimineața să pierd două ceasuri, să mă duc înapoi să-l iau să mai pierd iar două ceasuri, să aștept că vine curierul, car curier sau cum se cheamă, mă interesează, cât să iau cutiuza de jos, să mă duc să vizitez părinții, nu există așa ceva. Asta e o problemă. Cât poate să fie și 100%. Dar nu sunt competențe. Fiecare compartiment care sunt angajați, pe care dau concurs. Concursul înseamnă că suntem noi mulți aici, de la doi în sus. Nu te prezinți cu o persoană, sunt unii la Borja, așa de tine a scris și de frumos, din m-am crucit. 10 dau plus. Deci problema este, poate să fie 100%. Performanța, că așa a spus, vor fi plătiți în funcție de performanță. Atunci, și noi ca consilieri locali de opoziții și chiar nu de opoziții, suntem datori să verificăm. Fiecare compartiment se aducă, își prezintă un raport, cum prezintă primarul, nu l-am mai prezentat în ultimii 3 ani de zile, poliția locală nu a mai prezentat-o prin pandemia asta, și tot restul. Se prezintă un raport, ISU, am făcut problema asta, compartiment financiar, am recuperat, am făcut, am gres. Asta e problema. Și mai am încă o problemă, o temă. Știți, domnule secretar, întotdeauna, conform legii 185 sau știu care, eu mai țin minte exact, în luna martie-septembrie se afișează salariile, știu, nu cu nume și prenume, funcția, salariu și toate. Deci, nu puneți numai salariul, vă rog frumos. Că m-am uitat exact, scrie clar, cu tot, cu vacanța, cu toate sporurile. Așa scrie acolo, vă rog frumos. Funcția, până știm cine cum funcția putare și veniturile. Bun. Deci competență și performanță. Asta trebuie. Vă rog, mă scuzați, încă o dată. Deci performanță și competență. Fără spor de toate felurile. Covid, non-covid. Și mai știu eu ce. Și servici. Domnule servici. Simt dacă nu se vă răspund la ceea ce mi-ați spus. Este legea 153 de 2016. Aia, care este salariul din. Exact. Într-adevăr, aveți dreptate, salariile se publică, însă vă pot spune și puteți verifica, acestea sunt publicate pe site-ul primăriei, cât și la vizierul din afara primăriei. Deci vă pot... Le-am găsit și eu, dar mai greu, trebuie pus distinct acolo. Deci la capitolul secțiunea primăria, este salarizare 2020, și este anexa de la hotărârea numărul 12 din anul 2020. Aceste trei anexe, le-am indiți. Și se poate vedea exact grila de salarizare, coeficienții fiecărei funcții, gradația și așa mai departe. Atât pentru funcționarii publici, cât și personalul contractual. Domnul Arnold. Mulțumesc. Aș începe cu o întrebare, cam cât reprezintă din bugetul local, cât reprezintă salariile? Cam ce procent reprezintă? Pe ce s-a dus? Din bugetul total. Da. Oricum, deci părerea mea este că trebuie neapărat o reanalizare și o reorganizare
din munca depusă. Cum a spus și colegul meu, nu poți să... Există discrepanțe foarte mari între salarii, deci între ce ia... De exemplu, de fapt nu avem voi ca să dăm nume, da? Deci, între unul care face muncă non-stop și el în 20 ceva de milioane și între unul care ia 60-70 de milioane și nu face nimic. Da. Tot așa, eu știu că poliția locală a fost... Nu, deci poliția locală a fost școlarizată din banii noștri. Da? Deci, ca să poată poliția locală să-și facă meseria, nu trebuie să presteze servicii pentru primăria noastră, adică să-și merite salariile, nu merită. Deci să fiu mai concret. Avem o perioadă foarte mare de timp în care nimeni nu a văzut poliția locală pe teren. Este plătită din bugetul local, ceea ce nu-i corect, și el își face servicii la dura voie sau în altă parte. Da. Și plus salariile foarte mari care se ia. Deci eu propun o reanalizare. Fiecare trebuie să vină să ne arate ce anume a făcut ca să-și merite salariul pe care îl ia. Mai atât. Nu, atât de doamnă. Poate să fie doamnă primară. Mă-am dat întrebare. Da. Domnule, sper să se înțeleagă că dintre două teorii să le ieși a treia. Tot timpul avem aceea retorică vis-a-vis salariilor. Știm cu toții, începând din 2017, când s-au reașezat salariile la bugetare în România, și în 2018 la fel, s-au făcut modificări, nivelul de impozitare al muncii în România este mare. 40%. 45%. Eu am spus 40%. Deci, România este una dintre țările cu un nivel foarte ridicat din costarea muncii. 2. Salariul net. Nu aruncăm pe piață doar așa, să ne aflăm în vorbă, să spunem că ăla ia 7.000-8.000. Nu! Salariul net al unui funcționar, cu gradație maximă, nu poate depăși 4.200-4.300 de lei. Domnul secretar, sunteți aici? Da. Da? Mulțumesc! Deci, ăsta e salariul net, în mână. Diferența de 40% este banul pe care administrația îl plătește pentru salariat la statul român. La șomaș, la sănătate, tot ce e impozit pe salariat. Tot. Deci 40%. Vis-a-vis de persoana din care domnul Andrei spunea că nu știu ce și nu știu cum. Fals. Cifra nu e reală. Deci peste 2 miliarde de lei, ascultați-vă. Presupune nu doar că au venit banii din executări, plus tot ceea ce s-a dus în instanțe. Deci, peste. Veniți la atunci și vă explic toate detalii. 3. Nivelul de performanță, da? Bun. În noua lege și în legea funcționarilor publici și în legislația salarizării pot fi prevăzute anumite elemente în care se cuantifice performanța. Dar vreau să mă credeți. Nu știu câți dintre noi suntem chiar atât de pregătiți să evaluăm pe alții. Vă rog frumos să fiți foarte atent la lucrul ăsta. Adică să avem capacitatea de a vedea realitatea. Cel care a văzut realitatea de când și-a ocupat noua funcție este viceprimarul și a avut o discuție sinceră și deschisă. Cam ce părere are el? Și mi-a dat un răspuns sec. A spus cam așa. Domnule, eu vedeam altfel din exterior. Sunteți a spus așa, domnule, da? Și vreau să detaliați, dacă vreți să spuneți mai mult. Deci, este ușor să anatemizăm, dar nu uitați că acești oameni, până în 2017, au avut salariu de 1.800, 1.900, 2.000 de lei, era salariul lor. Atât.
Ceilalți, discutam de cei care sunt pe maxim, câteva persoane. Restul sunt cu salarii de 2.300 din câte au fiecare, în funcție de nivelul de pregătire, de vechimea pe care au are fiecare. Deci, asta e realitatea. Hai să vorbim lucruri pe lume, deschis, sincer. Nu să privim numai că îl urăsc pe ăla, că simpatizez pe ăla, că e omul ăla. Nu! Hai să vorbim sec. Și să răspund acum domnului consilier vis-a-vis de nivelul cheltuielor salariale. Bugetul anual se construiește din câteva elemente. Veniturile proprii, care sunt în programul Rechești, undeva estimat la 1 milion de lei. Mă refer la 2020, da? Ceea ce mi s-a dat de la Consiliul Județean anul trecut, care a fost, nu uitați să-mi vorbesc, 200 de mii de lei. Și ceea ce am primit de la statul român, cuantificat cu tot, cu absolut tot, undeva la 2 milioane de lei. Cheltuială salarială. Bun. Pe lângă ăștia, sunt banii atrași pe investiții, așa, care înseamnă cu mult mai mult, da? Pe diferite programe. Dacă raportăm suma total cheltuită cu bugetul inițial, dând deoparte investițiile, putem afirma clar, da, cu un salariu foarte mare, dând la parte investițiile, dând deoparte investiții. Dacă cumulăm salariul cu tot ceea ce reprezintă bugetul anual, cu întreaga lui activitate sau întreaga activitate a administrației locale, nivelul de salarizare nu este mare. Iar ca să vorbesc în cifră absolută, concretă, pot spune așa. Funcționarii, toți ăștia 20, să spunem, inclusiv primarul, inclusiv poliția locală, inclusiv Consiliul Local, într-o lună de zile, se cheltuie cu aproximație 1.800.000 de lei până în 2000. Deci, inclusiv indemnizații de handicap. Inclusiv indemnizații de handicap, disoțiitori, de absolut tot ce înseamnă cheltuială salarială. Deci, undeva la 2 miliarde de lei vechi românești. Sau 200 de mii de lei. Asta e cheltuiala totală. Da? Fluctuează, în funcție de situație. Mai mult sau mai puțin. Anul trecut, de exemplu, a fost mai puțin. Asta este. Să vorbesc de poliția locală. Începând cu data de 15 martie, dacă mi-amintesc bine, anul trecut, Poliția Locală a primit sarcini direct din Ministerul de Interne cu privire la participarea la acțiunile sanitare. Și în momentul de față, Poliția este angrenată, alături de Poliția din Ministerul de Interne, la asemenea tipuri de acțiuni, chiar dacă este plătită de noi, ea prestează activitate și în comuna Urechești și în alte localități, așa cum și de acolo vin și văd și la Urechești, o dată, inclusiv poliția de la circulație, inclusiv poliția, eu știu, poate cei care vin și verifică școlile și alte instituții. Deci, ei sunt în momentul de față în subordinea lor. Clar. Deci, nu putem spune că pierd vremea, nu putem spune că nu-și fac treaba, nu putem spune că nu știu ce. Nu. Ei sunt acolo. Iar nivelul de salarizare a unui polițist nu este aberant. Știm foarte bine, o situație de discuții. El își face datoria în venirea pe care dată de lege, dacă va fi să fie desfințat vreodată, că am auzit discuții timpul ăsta, domnule parlamentar, poate să se spună, dacă nu, înseamnă că trebuie să-și facă treaba în continuare. Numărul de posturi ale poliției locale conform legii este de 4, ocupate de 2 ori. Atât. Da? Vă mulțumesc. Nu vorbim doar de perioada de pandemie. Deci toată lumea știe, nu trebuie să... Deci toată lumea știe că poliția comunitară nu și-a făcut treaba. Da. Numai eu din nu știu câte ori am dat telefon, că l-am avut, ba un incendiu, ba un furt, ba un pășunat, nu și-a făcut treaba. Eu atâta vreau să spun, salarizarea pe competență, domnule, nu că, nu că trebuie cineva să ocupe postul ăla ca să ia bani. Deci asta a fost discuția. Salarizarea trebuie făcută pe competențe, nu pe posturi. Da, că puteam să avem și 10 posturi, dar să facă treaba în comună. Vă mulțumesc. Da, nu am spus. Domnul primar spunea că
au stat în din 2017, din august, în opădere de 153, aprobată, pe salarii mici. Da, era de la 1.000 și ceva lei. Dar nu i-a împiedicat nimeni să plece în altă parte. Ori la privat, Europa este liberă, e deschisă. Te-ai dus, ai primit și un pic o experiență vasă, de acolo așa, ca să iei 1.000 și ceva de euro. Nu stai să-ți faci treburile, trebuie să lucrezi pentru banii aia. Și vii cu o experiență bogată, în muncă și în intelect sau ce ești tu acolo așa, și îți ai făcut treaba. Deci nu-i oprești nimic. Acum că e bine, deci tot la fel stăm și ne uităm, practic nimic. Și mă mai regeșesc și colegul, că am zis-o și eu înainte, cu performanța. Nu inventăm noi posturi acum, vreau să fac un compartiment, nu știu ce. Un singur șef, el e șeful, el nu are angajat, nu are infrastructură, nu are nimic. Plătim, că acum ai să ne zic, domnule primar, da, a zis dumneavoastră că impozitare 45% sau 43%, cam așa, cu bine. Dar totuși, și cât îi iei, deci la arată ia 4.300 de lei, deci 7.300. Dar, colegule, contribuția la pensie e a ta, sănătatea e a ta, care ți-o plătesc tot eu, practic, aproape toți banii aia, tot impozitul ăla care este foarte puțin, vreo, nu știu cât. Un mic, dar nu e 100 de lei, cred că 100 de lei, să spunem așa. Restul, șomajul e tot când se resupurează. Sănătatea ta. Deci, dacă sunt toți banii lui. Nu, asta e ceva lui. Nu e real. Bun. Și am tot treabă, ca să spunem cu subiect predicat. Din nu știu câte ori, deci noi avem 4 de timp de mare. 2. 2 de mare. Dom'le, aproape de fiecare dată, în momentul când treceam seara cu dreptul la un bar, domnii stăteau acolo și beau, i-am surprins de atâtea ori, da? Iar când veneam la ședință, poate să confirmi toți, vedeam tălpile lor pe scaune, da? Asta înseamnă performanță și salariile sunt foarte mari. Dom'le, toți sunt la salarii, pentru că toți trebuie să trăim, dar nu putem să luăm salarii pe nimic. Că sunt din bani și din bugetul nostru, sunt din bani și din buzunarul meu, care plătesc taxa la stat. Asta este. Toată lumea trebuie să ia salariul. Foarte bine. Dar să vreau în funcție de ce faci. În anul 2021 stau să doarmă cineva în primărie, face, mă scuzați, dar să-i pot zic clar, face timp dintr-un bidon și vine în cealaltă la serviciu, ăia servici, și ăla nu, ăsta e adevăr. Ăsta e că nu pot să plătesc cu 3.000 și ceva de lei. Mă repet, el ia 2.000 și, dar ăia tot banii nu-i sunt. 3.000 și 3.000 de lei, să ce? Să bea Gheorghiu Zun la 12 noapte acolo 6 cochi de trupuri și intre în primărie, doar să plătesc zorul cu așa reșit și ia bani. Nu, domnule, performanță. Să pun camerele de la vedere, frumos, are domnul Vici un telefon performant, are domnul primar telefon performant, ia să vedem ce se întâmplă acolo așa. Am văzut peste tot. Nu există așa ceva. Nu vreau să-l dați, să-i dați, doamne ferește. Reorganizat. Uite, avem gaură la apă. Avem domnul Vici primar, ce să-și facă treaba la paste 16. Nu-i musai obiect. Eu n-am înțeles, o vici primar plătit, câți bani plătit el, să stăi să plătească 6 inci de la paste 16. Nu, domnule. Deci trebuie reorganizare. Când se face reorganizare în aparatul de specialitate a primarului, funcțional, s-a ales contractual, reorganizare, clar. Și haideți, fratele, să votăm cu toți, așa corect, să discutăm corect. Așa este. Cum vă spuneți dumneavoastră că dușmănii, mai nu duși prieteni, practic. Tot ce acolo e pe prietenii. Tot ce acolo este pe prietenii, băi, vezi că am un post acolo. Fugi de acolo, vină în coace. Îi pui acolo la 100, singurel, scrii frumos și uite acolo. Mai dai eu la mine 5 sutii. Eu știu la interior, mă, domnul. Vă mulțumesc, dragul, vă rog. I-am scos de pe site-ul de salarizare, dar este foarte, foarte mic. Deci, generală, să zic, ca pe internet. Adică există consilier juridic de la superior, principal, asistent, deputat, pe toate trestele, gradația 1, 2, 3, 4, 5. Nu cred că avem oameni pe toate posturile astea. Vreau să văd salariile pe funcțiile pe care le avem noi, efectiv. Nu general grilă, dar nu găsesc pe internet. Polițist, local, principal, asistent, deputat, pe toate trestele. Eu vreau să văd ce am zis noi, ca să-mi dau seama. Pentru că nu așa, general, dar nu mă ajută cu nimic, nu pot să fac nicio părere. În afară de cele trei posturi, primar, viceprimar și secretar, care sunt foarte clare, restul nu-mi pot da seama ce oameni avem, pe ce funcții, pe ce gradații, absolut nimic. Puteți, dacă îmi permite să vă răspund, puteți să analizați hotărârile de Consiliu din anul 2020. Nu mai rețin exact ce hotărâre a fost adoptată, și veți observa că a fost undeva în luna februarie, dacă nu mă înșel, hotărârea numărul 19, parcă, în care s-a aprobat organigrama și statul de funcții
al aparatului de specialitate al Comunei Mureșești. Dar aceea trebuie făcută publică pe site și mai este. Păi a fost publicată pe site. La momentul comun. Asta este pe site. Și este și organigramă. Nu statul de funcții, cu funcțiile și salariile. Statul de funcții și statul de funcții. Funcțiile și salariile? Conține. Deci statul de funcții conține numărul total de posturi aprobate la nivelul Comunei Urechești, cât și nume, prenume, funcționar și funcția pe care o ocupă. E salariul, salariul. De statul de funcții. Păi asta e funcția și salariul. De la nivelul Comunei Urechești. Nume, prenume. Așa, la bugetul local, când se întocmește, se iau în calcul și posturile libere, care spuneți că sunt multe libere? Deci doar posturile ocupate, da? Exclusiv posturile sunt în care sunt ocupate de persoane. Atât. Putem reorganiza un pic să aprobăm din nou organigrama și statul de funcții și să mai eliminăm din posturile care sunt libere și care nu sunt necesare? Dar nu trebuie să fie nimeni. Ele rămân, că asta e legea. Iar noi, eu ca primar, am autoritatea să le să vin cu fiecare structuri în fiecare an care să o supună la aprobare. Asta e. Deci, dacă i-am asta... Dar nu trebuie să elimine. Deci, de ce se elimine? Ele trebuie să rămână acolo. Dacă nu sunt necesare și sunt în plus? Dar de ce? Dar ele sunt ocupate? De ce se elimine? Deodată... Legea permite. Deci, ele să rămână acolo în momentul în care... Știu că legea permite, dar deci, nu sunt necesare... În momentul în care... În momentul în care, în România, se va produce o schimbare, să spunem, în legislație și vor obliga să le reducă din posturi, eu nu cred că trebuie să dau oamenii afară, ci să reduc posturi și atât. Eu nu cred că dacă s-a funcționat cu 20 de oameni din 30, eu tot de la care am 20 de oameni să mai dau cu 5 afară. Și altul să rămână cu structura tot stufată. M-ați înțeles? Deci, în momentul în care, în momentul în care, deci legislația am permis să am 30 de funcții, eu vin cu cele 30 de funcții. Cum spune legea? Deci acele 30 de funcții sunt teoretic, practic nu sunt ocupate. Nu cheltuie din buzunar, nu cheltuie niciun leu. Ele sunt în structura de personal la Comunei Mureșești. Conform legii. Din punctul meu de vedere, statul nostru de funcție este supradimensionat. Nu că este folosită la jumătate, la 60%. Pur și simplu sunt mai mult decât este necesar în nivelul Comunei Mureșești. Supradimensionarea, deci supradimensionarea din punctul de vedere al dumneavoastră, vine de la structura funcțiilor, da? De la numărul de funcții, da? Da. Teoretic, dar practic e subdimensionat față de numărul de funcții. Deci asta e adevărul. Când ocup 66% din total, nu poți să spui că ești supradimensionat. Da, supradimensionat, așa cum spunea și domnul parlamentar, față de ceea ce avem noi în raport cu ce au alții, da, alții sunt supradimensionați. Nu sunt de acord degea, trebuie că a fost angajat în consilie, da? Personal, al dumneavoastră. Da, dar prevede legea. Era necesar? Da. Așa pentru câteva luni și atât. Lipsa nu era nici prima. Adică puteți și mâine să angajați dacă ei aveți statul de funcție, că doi polițiști locali erau că nu este necesar. În lege... Din punctul nostru de vedere? Nu. Legea prevede foarte clar primarul are dreptul la propun consilier. Ce zice primarul? Eu știu, dar... Eu vorbesc de necesitate acestui... Doamna, doamna, respectivă, a venit la Urechești, în urma unor discuții pe care eu le-am avut cu dumneavoastră, pentru că contabilul, fata care este în momentul ăsta, se gândea să nu mai insista la primărie și să plece. Eu vreau să fiu asigurat că am un contabil în orice secundă. Ăsta este adevărul pentru care a stat doamna. Și am ajutat-o și pe fata care este nouă să o canalizeze, să mai înțeleagă multe lucruri. După care, doamna respectiv a plecat într-o altă instituție, are treaba ei, merg cu treaba noastră. Vă mulțumesc! Asta este adevărul. Trebuie să mai știm că e și al patrulea contabil în decurs de 4 ani. Deci, vă dați seama, deși putea să pleci fata aia contabilă. Vă dați seama, 4 ani, 4 contabile. E mai și oare? Și să mai simți chestii. Vreau să simți explicația așa. Care e proiectul de hotărâre? Dar ce te ții de voci? Domnul Sfântă, hai să continuăm. Care e tema? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce se ține? Vă rog să nominalizați, domnul secretar, să rog. Dorim o restructurare, nu ne-a ținut ca să ne discutăm. Da, ce am discutat? Am să ne discutăm. O restructurare. Reorganizare. 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 Să ne vedem din ce se compun salariile brute efective. Asta e și motivul, domnul secretar, să se specificați. Care este legea financiară? Deci, noi reorganizare. Îmi permiteți să intervin.
rog să aveți în vedere că salariile personale sunt confidențiale. Noi. Cum? Nu știu, ori am interpretat eu greșit, dar dumneavoastră ați spus salariile pe funcție, da? Adică pe fiecare funcționar. Noi, când am adoptat hotărârea anul trecut, s-a stabilit clar pe fiecare funcție în parte, nu omul, funcția pe care o ocupă persoana. După ce a fost aprobată această hotărâre, s-au emis dispoziții date de ordonatorul de decizie, așa cum legea 153 a stabilit, iar primarul, prin atributul dumnealui, emite dispoziția cu stabilirea salariului pentru fiecare funcționar nominal în parte, dar acele dispoziții le primește persoana care este remunerată. Și ce-i confidențial? Poftim? Ce este confidențial? Salariul, nu știu. Deci mai înainte, parcă am zis că odată la 6 martie septembrie se pune... Domnul consilier, se afișează salariile în perete funcțiilor. Până nu mi-a zis, dar nu mi-a zis funcția, că se primește... Dar nu se deau aici. Dar nu am zis, dar nu se deau aici. Da. Ce bine. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru vehiculele și utilajele care disedesc Comuna Orechie pentru anul 2021. Deci ați avut materialul, dacă sunt ceva completări, domnul primar, poate disponibil. Absolut. Poftim, domnul Andrei. Și mă mulțumesc mare. Deci, domnul Pisecabă, da? Deci, ca să luăm la sumă. Deci, suntem la sumă cu așa. Problema care e? Aici s-a pus vehiculul și utilaje la un loc. Noi, pe comisia adică, am discutat. Adică să fie utilaje separat. Dar acordăm separat la utilaj, la vehicul separat. Utilajul de refuz la treabă, e nou. Și consumul lui poate să fie mult mai mare. Deci, să spunem că anul trecut am consumat undeva 6.000. Nu. Da, zic, da. 6.000 de lei. N-a avut consumul mare. Dar asta și degeaba. Și de asta zic, noi trebuie să îl avem, e nou, trebuie pus la treabă, trebuie un el. Și aici trebuie să ne gândim la un consum mai mare, încât să scoată și bani și să avem și noi. Desfundate toate șantele, toate astea să... Iar suma respectiv dincolo, nu am nicio obiecție la consum. Sunt trei mașini, mie unul nu mi se pare suma exagerată la trei mașini. Dar nu vreau la un loc. Deci eu vreau utilajul, adică utilajul se pune separat și să-ți facă treaba. Asta e singura lucru. Domnul Dungarean, are cuvântul domnul Sanciu. Bun. Deci, în decursul de a 3 luni de zile, am făcut 4 solicitări către Primăria Orechești, ca să-mi spună și mie, defalcat pe fiecare utilaj în parte, cât a consumat, cât motorină, cât benzină, cât așa. Nu mi s-au dat niciun răspuns. Ce a fost? Au fost niște răspunsuri evazive, nu complete, nu... deci nu mi se pare normal. Știind că vulga excavatorul a efectuat lucrări în privat, deci nu pe domeniul public, cum trebuie, avem martori, avem fotografii, da, nu e nicio problemă. Exceptând faptul că s-a făcut în campanie electorală, asta este. Vulga excavatorul trebuie să efectueze lucrări doar pe domeniul public. Atunci, de ce nu mi-a spus la dispoziție domnul primar, chitanțele, cantitatea de combustibil și tot ce am cerut eu? Vă rog să filmați, am patru, începând din 1-a, 2-a și până la ora actuală, am patru solicitări ca să mi se dea
informații despre consumul de combustibil. Și pentru mașini, și pentru butoi excavator, pentru tot. Cum putem noi să aprobăm ceva când noi nu știm? Deci, domnule primar, trebuie să avem informațiile. Conform codului administrativ, avem dreptul la informația publică. De ce nu ne depuneți la dispoziție? Nu-i nicio problemă. Deci, azi vine, cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna care vine o să mergem la prefect, la prefectură, ca să găsim înțelegerea acolo. Deci sunt tot felul de solicitări la care nu... Domnule, am patru aici, domnule președinte, am patru solicitări. N-am primit răspuns la niciuna. Continuați. Da. Deci cum putem să aprobăm noi consumul? La mașina poliției comunitate, la butoi excavator, la mașina pentru dezătezire, la tot. Dacă noi nu avem informații, puneți-ne, domnule, la dispoziție informații și atunci știm și noi, facem un calcul să luăm niște, niște decizii corecte. Este vorba de bugetul local, este vorba de banii noștri și banul meu din buzunarul meu și banul oamenilor, amărâțele care, care plătesc taxe și impozite. Deci trebuie să ne gândim la ei, domnule. Nu la voi, nu la interesele noastre, nu. La, la oamenii care, de urmă la care luăm noi bănuțul. Vă mulțumesc. Cred că domnul primar a ceva omis la proiectul hotărâri. N-a prins cheltuieli și cu piese de mașini, n-a prins schimburi, n-a prins vietă, n-a prins... Nu-i prins aici, nu pe el. Dar cheltuieli prins eu. Cauciucuri de iară, cauciucuri de vară. Păi intră la cheltuieli materiale. Păi cheltuieli materiale. Adică i-a tocat prins așa. Că ne plăchem tot ca asta, că nu să aveți bani de scoată pe toate, spune, ne-ai prins în bujie și ne-ai prins în bujie. Da? Doi. Am aflat din faptul că domnul primar știe, că eu am spus tot timpul că anul trecut a fost 4 minute, acum au mai scăzut, înseamnă că sunt mai eficiente mașini, sau poate doar una electrică. Dar nu. Ca să trec și eu în discuții proiectul ăsta, raportul de specialitate, pentru consumul maxim lunar de carburanți. Carburanți, practic, nu am motorină, nu mai avem, de benzină, nu avem nimic. Bolul de la Părinții Vezii, da? Mai sunt asta, da, adică... Eu mă gândeam, mă gândeam, cum a zis și colegul, întâi și întâi de a face acest raport sau proiect de hotărâri, trebuie să vii în spate, cu toată documentația, da, făcut așa frumos pe listă, un pic cu, pentru execuția bugetară. Ce am făcut noi cu tot carburantul ăsta de aproape 5 toni în 2020? Și atunci noi puneam în următor. Eu, în calitate de primar, am fost ca un proiect, un proiect pe care eu să-l pun la bun sfârșit și am mers în localitatea unde acolo se află sediu, din nu știu câte ori și am consumat atâta motorină sau benzină ce-o consumat în sub. Nu s-a făcut niciodată acest lucru. S-a votat. Cine a votat? Eu n-am votat, că există documentul. S-a votat candidatul din carburant și fiecare a făcut cum a vrut. Se băteau. Poliția locală plângea că n-are motorină. Așa plângea lui. Sau benzină. Să meargă nici ITP-ul. Avea acum sunt ITP-ul la mașină. De asta a votat la poroșa să rapă. Ce găiți? Praf ea. Baterii n-avea. Plânge. Chiar dacă sunt rudele dumneavoastră, sunt rudele conducerii. Așa? Ei se plâng, sărace. În schimb, dumneavoastră ați făcut cu motorina, cu combustibilul ăla, ce ați vrut? Și domnul viceprimar fost, și domnul primar actual și fost. În continuu, non-stop, non-stop. Eu m-am văzut de când s-o cumpărat mașină, că eram consilier local și atunci. Să văd și eu. Uite băi, de aici la curat, nu le-ați luat noi, la curat să-i cambiem cum ați luat asta. Am pornit la 180.000 km. La ora actuală, când s-a terminat motorina asta, am ajuns la 250.000 km. Dar un exemplu eu. Ce am făcut eu cu motorina asta, cu kilometri? Am fost, am făcut, am dresat. Acolo se vede. Rezultate. Sunt rezultate, nu așa. Mă plin toată ziua, din luni până duminică și duminica, și-o duc, pi mămâița Margareta, pi tante Maritica, pi mai știu. Dar nu, asta nu faci, nu se poate așa ceva. Să știi, dar nu să știi doar că se filmează. Acolo se duc banii tot. Fac 5 tone de motorină. Rezultat la final, am sau mandat, zero. Drumuri, nu? Canalizare, nu o să fie, vă spun eu clar. Așa, deci curat, gazii nici atât. Așteptăm poin, nu poin, altceva. Eu îl ies și cu solarele. Deci nimic. În final, închei. Domnule primar, domnule viceprimar,
Poliția locală o să afle și ea din intermediul televiziunii și cu votul care nu este. Vă rog frumos, domnul Dumnezeu, ați folosit, ce ați v-ați dus din pățica, de la grădiniță până la facultate și domn primar la fel. Domnule Mișuma, vreau să vreți două acum. Am înțeles că vreți să faceți o remiză în spate acolo pentru adăpostirea ucrară și a autoturismă, nu? Să putea vreți să prindiți, să mergeți în continuare, să rezolvați, dar am înțeles eu nu prea, în fine. După terminarea programului, la ora 16, știu că dumneavoastră nu aveți orarul de lucru, sunteți la permanent, dar nu e problemă, lăsați, parcați mașinile instituției publice, a UAT-ul Urechești, că pentru că suntem UAT-ul Urechești, nu sunt pe persoană discritalată Nicolae, Nicolae sau Dumnezeu, Vasile X, viceprimar. Nu! La ora 16 l-ai predat acolo, trebuie să mă duc să-mi duc eu pe cine am dus acasă, că nu fac navetă, asigur naveta la personalul din primărie, o las acolo. Am o intervenție, am ceva, anunță cetățeanul, că ești în slujba, în slujba cetățeanului, ești de asta, te-ai dus din poartă în poartă cu cutii de la Uniunea Europeană și le-ai dus, ai făcut fan curier, ai făcut curiera, o las acolo. Ai problema, te-ai dus, ai luat-o. Ai mașină personală, mă nu-mi interesează mașină personală. Eu cred că am asumit o problemă. Și domnul primar, are un Ford Focus cu volan fidreat, dacă numărul roșu cu vreo 5 ani, același număr, nu contează. Te duci la primărie, ai luat mașina, mi-ai grifat a doua zi de lucru, sau poate din weekend, luni, mi-ai scris acolo, te duci la contabilitate, domnul a făcut asta, asta, lunar, vin cu raportul, sau la an. Scurt, deci cu asta, cu domnul Sanciu, nu ne lăsăm cu asta, nu se poate, frate. Un an de zile, jupâni, jupâni, jupâni. Și am o baftă, când mi-am și eu la lucru, mă întâlnesc cu cine mă întâlnesc. Ori să-mi spate mie numai de fășăciu de frică, ori, nu știu, să lasă cineva pe spate să mă văd, dar eu văd. Mă, e ceva dureros, dureros. Nu există așa ceva. Da, sunt de acord, trebuie să aibă combustibil, da. Mașina ați spus, mă, sunt domnul Dumbrăveanu. Piesie nu știu cine. Dar totuși, frate, eu n-am nimic în spate, un document. Uite, domn, eu cu banii ăștia am adus pentru comunitate lucrul ăsta. L-am rezolvat. Eu vă spui o treabă că își bată mie tu. Eu pentru mine, pe anul trecut, cu 2 ani, cu 3 ani, cu 10 ani, cu 20 de ani, eu am făcut foie de parcurs. Am foie de parcurs pentru deplasarea cu mașina. Foie de parcurs. În primărie și eu, să-i incontabilitate pe treaba asta. 2 la 2. 3. Că să-ți iau mașina la primărie, nu știu, am luat pe incendiu. Și face vinerea acasă, pe jos, se duce la primărie, se duce la incendiu, la corăsesc. Și face rezolvăția la Urechești. Doi, ai noapte, ai o inundație. Ce faci? Vine pe o ploaie și pe un pădială, o să iei mașina la primărie. Hai tu, fii un serioș. Păi să fim serioși. Primarul sau viceprimarul să ai mașina pe mine acasă. În caz de ieși intervenție, să intervenie cu mașina, două mișcări. Pe ce timp o fi vreo primărie, zlobozia, până la urcheci, să iau și eu mașina la primărie. Că doamnă, dacă nu, că doar chinești, am încălzat să inundă. Și că m-a fost treaba cu trotușul, apa vine 5 metri stru și o să vin pe mașină, mă prind după ea. Mi se pare că sunt timpul ăsta ambigă, vezi, bă, pe cuvântul meu. Dom'le, pe mâinii vezi că conturi, conturi. Sau e de capul de conturi. Păi nu dacă sunt cu combustibil, eu am voie de parcurs. Dă-o pe zăcar, am fost eu, am făcut nimeni eu. Eu am făcut foaie de parcurs, pe orice drum am plecat, eu foaie de parcurs, am plecat în bancă, foaie de parcurs. Am plecat cu Consiliul Județean, foaie de parcurs, am plecat în Prefectură, foaie de parcurs. Nu am venit să avem bani, dar cu ștampidă, pe ea, în bună regulă. Ce vrei în plus? Chiar mai bine trebuie să te bați, vorbești în plăsie, domnule, vorbești cu câțiva plăsie. Dumneavoastră ați luat unul din mărturii, chiar și când nu mai era să fie ceva ales. Domnul Zăcară, ce v-ați spus? Ascultă, mă întrebați pe ce. Asta nu trebuie să, domnul, asta nu trebuie să rămână așa. Dar s-a terminat. Ce vrei? Ați zis că acum 20 de ani, acum 20 de ani, ca ați venit în 19 ani, ați stat de ceva. Ați venit prin jos la primărie. Prin jos. Domnul Zăcară, Aveam prima fie ca unul dreptul. Acum, măi Dumnezeu, ori suntem în Consiliu fie cu bun simț și cu respect, regulamentul de funcționare spune una, doi, codul administrativ iar spune una, și noi constatăm două lucruri. Unu, că jignim principiul de control, că facem tot ceea ce considerăm noi că să dăm în cadrul unul sau la altul, că nu respectăm un timp, cum spune și regulamentul și codul administrativ. Deci ce facem? Păi așa, hai să vorbim. Eu și eu, ca primar, nu-mi permit să vorbească cât vorbești unul sau altul. Și cred că am mai mult de spus.
Dar e frigă, bă, informări și rapoarte. Așa spune, da? Doi. V-am dat ceea ce mi-a spus. Nu mi-a dat. Și poți să aveți ce mi-a spus. Aveți ce mi-a spus. Domnule, 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 nu spunem nici. Nu mințim. Dar vă amestec. Deci nu puteți spus. Nu mi s-a dat, domnule, sunt vrei, domnule. Nu puteți să nu știu problemă aici. Domnule, ați solicitat. Nu, nu, mai seama, domnule, ce e. Vi s-a dat informare luna ianuarie. 2, 3. Ați solicitat săptămâna trecută, eu trebuie să prezentez date și o să vă dau celelalte. Vis-a-vis de combustibile, ați avut dispoziții datele acum. Ce e atât de compromis? Domnule primar, vă rog. Deci mai punem proteine în cam la dată. Lăsați-mă să știți. Să vă mulțumesc, dar ați trimis să l-ați primit. Dar să vă faci mai bine. Am două lui. Da, poți să ne ajungi la din altă. Deci, nu mai vorbim. Deci, suma totală pe care am avut anul trecut, aprobată, a fost de 2024 de lei, da? Da. Cheltuită 20.600. Dintre astea, la Bundo, au rămas din total neconsumat de 1.200 de lei, la poliția locală 650 de lei, la autorități publice 2250 de lei, la sfârșitul anului 2020. Deci, practic, nici din ceea ce 20.600 nu s-au consumat. Da? Și au rămas pe trimestrul 1 a anului ăsta. Și în momentul de față, deci, poliția locală are bani pe care mi-a consumat, ei sunt plecați, nu sunt plecați, Bundo are bani pe care mi-a consumat de parția, și la fel și autorități executive care au consumat și mai puțin și are a avut disponibil 2250 de lei. Asta e tot. Deci nu s-au cheltuit banii așa cum spune unul sau altul. Care a fost suma totală? 20.000? 24.000. S-a achiziționat de 20.600. Așa? Și s-a consumat mai puțin. Cu 4.100 de lei la sfârșitul anului trecut. Da? Din 20.600, mai puțin cu 4.100 de lei. Ca să înțelegem foarte clar. Justificat. Sunt la zero pentru toate astea. Clare. Și dacă o să faci o analiză mai detaliată, o să vă dați câteva lucruri. 1. Consumul săptămânal este foarte mic. 2. Pentru Bundo, sau referitor la discuția cu Bundo, Bundo este obținut cu finanțare europeană și se adresează comunității întregi, cu și persoanelor care au nevoie, nu doar administrației locale. 3. Nu putem percepe taxă. Și cei care sunt mai vechi și Andrei știe foarte bine, nu putem percepe taxă pentru chestia asta. Da. Ca să înțelegem foarte bine. Nu-i vorba de altceva. Deci, v-am înțeles tot ceea ce am văzut ca supărare. Nu pot să spun decât atât. Consider că am fost cu mult mai eficient decât spuneți dumneavoastră și nu cred că anul ăsta, când am solicitat o sumă și mai mică, deci, atenție, am solicitat o sumă și mai mică față de anul trecut, chiar dacă prețul la combustibil a crescut cu 25%,
Eu am spus chestii bine și mai puțin, ținând cont de faptul că sunt. Atât, vă mulțumesc. Bun, și plus valoarea la 200 milioane care s-a cheltuit, care e rezultatul? Rezultatul este faptul că în comunitatea mea se fac investiții. Și, vă mulțumesc. Că am oprit asfaltarea, să facem canalizare, domnul președinte. Nimic! Din 21 de ani, nimic! Consumăm, consumăm, consumăm. Da, dar nu mai sunt așa. Așa, eu vreau separat. Ăsta eram de fapt, de a da separat, dar nu schimb asta. Pentru modul, hai să facem un pic de treabă, că putem să facem. În fața primăriei s-a făcut, că trebuie să vedem. Deci hai să folosim. Da, mulțumim, doamna. Doamna, deci, două lucruri atât vreau. Să fie folosit doar în interesul poatelor cel puțin mașinile mici, iar și vreau o justificare foarte clară a consumului de carburant. Da, a spus că există. De. Eu nu. Puteți vedea la cară, la vreșare, la vizitotul? Să vedem. Justificare e că nu se pot obiști din doamna Andreea, că ne jură la fondat. Da, da. Nu punem la deci, știți să facem ce e stipendul. Așa. Cine? Cine se pune la vot proiectul la aprobare? Votul pentru. 2, 3, 4, 5, 6, 7 voturi pentru. Nu pun să te asumești treaba. Abțineri? Înșonuri. Și dumneavoastră a votat pentru? V-am spus, vreau să fiu de la rândul la... Deci ar fi 8 voturi pentru. Mașinile la 8, da? Abținere? 1, 2, 3, 4, 5 abținere. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate. Nu e de cumplit? Punctul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea la Bucătării Comunii Orechești în cadrul programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea creierului gradate, reconstrucția tehnologică și gospodării aia durată la păzut. Vizitator, domnul primar. Da. Cu material, cu copii. Are ceva de zis? Dacă aveți ceva de... Păi nu, dar nu aveți ceva de zis. Nu, dacă aveți ceva de zis. Nu știu mai mult. Nu știu, tu cine să scrie la da, eu. Da, nu asta o pot de strecă din ele. Am bani să spun. Și să cap. Mai ești, doresc să spunea o capă cu mică. Da, domnul Fisacan. Părerea mea o știe, domnul primar, și-a pus la Părești. Deci e bine din pădurii, dar eu zic că totuși stopăm de frișările și toate furturile astea care au loc. Eu zic, mă refer de raza comunii Orechești. Să mai prindă și strânem poții noștri un stejar, un mec și el la pădurii să vadă, să leagă foarte de idei, dacă să mai curești de acum. Că nu mai există teri, nu mai există cireși, nu mai există stejar, nu mai există nimic. Sunt niște persoane care își jupâni, frate, își jupâni pe pădurea asta, își jupâni. Și-au luat șipul, și-au luat de toate, se duc sâmbătă, la duminica. Și-au făcut parcuri de depozitare. Nu mă oprește nimeni. Sunt de acord să-mi pădurească, dar nu trebuie să mă duc eu să pun, să plantez eu sau eu ca comună, să cumpăr puieți sau să suport sau poate să se cheltui cu ONG-uri, nu avem aici la noi ca să mergem să organizăm 100 de copii sau 200 de 300 de persoane să mergem cu hârlețele în spate cum mergeam timpul Orecheanu, în Ceaușescu. Nu! Aici e făcut treaba. Domnul Dumitru. Da, răspuns, domnul președinte. În legătură cu împădurirea, vreau să știu exact locul unde se va produce această împădurire și felicit această idee. Da. Atât am Aș vrea să fiu scurt. Vreau să știu, e tot în parteneriat cu Polo Silvic sau... Eu nu folosim decât mâna de lucru. Să te recu banii o vieții, nu absolut nimic. Noi am mai pădurit.
trebui și să păstorim, adică și să tot zicem o pădurim. Să avem unul la palasier, s-a cam dus din el. Intră și taie. Când e cu căruță și... Deci trebuie să avem și o pădurim la ceea ce facem. Că e un lucru bun, dar un pom crește greu și când ajunge bine, ajunge la maturitate și și tăiat. Acum, eu nu știu de părere să punem castan. Nu știu ce... Nu punem castan pe marșa. Palmie. Da. Zic, să fie sarci, ori ploc, ce să... Adică nu știu în prietul care noi am mai pus altă. Să pui ce să taie, mă. Salcum e cel mai bun. Deci salcum stabilizează manurile în cauza asta. Eu m-aș oferi să plantez și eu. Mai aveți arătări de manuri. Doamna Dragoș, și să se pregătește domnul Urmă. În materialul care am venit spune că sunt eroziuni și colmatări foarte mari cu riscuri, așa, la orice și slobozia. Și la un cadochie știu că s-au foarte multe mari, inclusiv din curțile oamenilor, din grădini. Și acolo trebuie făcut ceva, inclusiv la Cornățel. Știți că când vine apa mare și la Cornățel trece și pe teren de scoș ajunge până la familiile care sunt aproape, să nu dăm nume. Nu doar aici se împădurire, m-a stând râul Trotu și a slobăzea cu mâna Orechești. Trebuie făcut ceva și la mâna Orechești și Cornățel, nu doar slobozia. Pentru că și acolo este risc foarte mare. Da, domnul Dumnezeu, am. Am participat activ la împădurirea zona Orecheștiului. Eu... Realitatea este că acum 2 ani a venit un tâmpit de a da flocul la plantații. I-a distrus-o toată. Anul trecut am plantat 4 hectare iar de plantații. Eu am trecut prin ele plătăva trecută. În sprijin, cam 300 de sprijin, chiar că a fost să-și ai trebuit în sprijin. Să zic, este nevoie neapărat de pădurii până la zăbozia. A spus de zăbozia, am vorbit și eu cu domnul primar. A trebuit flop în partea aia. Flopul este copacul care aruncă apa de parte de localitate. Partea asta merge să arătăm foarte bine în partea direcției. Dacă acum domnul firma ne dea prin donații, știu, cu el, este foarte bine și zic și eu, după câte am dat domnul primar, eu, domnul firma va face paza plantației și este mult mai bine față de primarie. Primarie, pur și simplu, dar cine face? Că dacă eu fug azi, mă duc mâine. Că plantația mică, o distruge o elită, o elită. Dacă îmi pleacă o elită via, o dă să-ți duci. La Luca Doichie, la doamna discuție, știu, este vorba acolo, e complicat, dar este vorba apa care vine de pe dealuri, vine prin curte pe la Mariu și îți văd la prâu, acolo, la, mă refer la cetrul Luca Doichie, nu pe bală. Acolo trebuia o țavă, trebuia, eu vă discuție cu primarul, dar e complicat, să-ți vâne mai departe de mar, ca să nu mai facă trufarea de animal. Acolo, că ținem, bine, apa mare, dar este formatat de la podul cel mare cu zona aia toată cu piatră. Nu-ți dă voie că e ferată să intre în zona aia, să faci excavații și stăm așa. Asta știu eu, fiu la nivelul, fiu central sau de nevea, poate face o figură ca să dea voie să o vădeze. Dincolo, în partea de adeal, este o balastieră acum calicară pietriș și foarte bine că era acolo piatră milioane de metri cub de pietriș. Văd că oamenii ieși o casă de iarnă, poate mai și cară. Am mai golit de albia sau totul. Rămâne partea de la banii care, nu știu. Mulțumesc. Și eu vreau să fac o întrebare. În anumite zonă, la satul meu, sunt foarte multe zone unde, practic, s-au auto-pădurit. Cum putem face să le protejăm? Suntem vecini cu satul care sunt sub mare majoritate de lor acolo. Cum putem să protejăm arbuștii care, când ajung, cum zicea colegul, la cât de cât la un vârstă, nu la maturitate, că n-ajung niciodată ca să-i protejăm. Și mai e o problemă, că sunt zone de arme acolo, care deasupra sunt proprietarii intravilan, care nu ai acces măcar acolo, nici la unii sau la ceva, tot timpul precum că este terenul lor. De exemplu, partea cu unde avem pontul, mai încolo, drumul. Prin copt și mai sunt altfel. Dar ideea era cum putem proteja zonele care s-au auto-pădurit, nu mai trebuie să facem eforturi, sunt păduri, ca să stopăm chestia asta cu funcție, ilegal. Atât, mulțumesc. Am o mică problemă.
Deci, eu sunt într-un totul de acord cu împădurirea, pentru că este necesar, foarte folositor. Acum câțiva ani s-au împădurit, tot așa cu malul Bocoșului, și s-au prins cuiețe, s-au ridicat un pic, după aia au venit ciobanii și au distrus tot. Noi cum protejăm? Contra la ciobani, contra... Deci nu s-au luat niciun fel de măsuri. Nu cred că vreun cioban a primit o amendă, i s-a imputat, deci împrădurim, dar trebuie să luăm și măsuri de protecție. Păi, ministru profund. Da, răspund. Da. Da. Da? Dar vă rog să mă lăsați să vorbesc, pot să vorbesc mai în bun, ca să recuperez din ceea ce vorbim mai proastă. Da. Aici. Da. Legat chestiunea împădurii. Răspunsul este complex. Dacă vă amintiți în ședința trecută, discutam de ceea ce vrem să facem cu privire la măsurătorile cadastrale pentru suprafețe deja împădurite. N-am pus-o acum pentru că vreau să fac din bugetul și vin să luna viitoare cu el. Asta e ca să răspund lui Constantin. Cu privire la incalcularea suprafețelor deja împădurite și care vor fi date în administrație, în administrare la Rom Silva. Ați înțeles, da? Deci vom veni cu, proiect de hotărâre prin care o să alocăm paralel că trebuie să dăm aceste chestiuni care ne obligă pe noi ca să rezolvăm problema și să dăm administrare la Rom Silva. Asta e o primă discuție și cred că am și dat răspunsul concret. Doi. În Urechești s-au făcut împăduriri, în toți anii ăștia, pe malul stâng, în special, dar nu că n-am vrut să facă malul drept, nu. Pe malul drept a avut șansa, să fie, să se împădureze prin spontan, prin faptul că totuși a evoluat ușor către stânga. Și a lăsat zona liberă și s-a instalat vegetația din plopi, din arii sau ce este acolo și încet, Luca Dorchia chiar a scăpat de riscul ăsta că în urmă cu 30-35 de ani, mi-am inteles perfect, era stumbala. Acum a sărit în partea altă și vicele, fostul vice Dumnezeu a zis, bine, plopul este foarte, foarte eficient în a dirija și a nu permite alte să treacă el. În momentul de față, deci cel mai expus este malul stâng. Și atunci, cu ajutorul cel mai bun Silva, de vreo 7-10 ani de zile, tot încercăm să plantăm pe malul stâng. Am reușit, să spunem, parția. Iar referitor la observația cu privire la ciobani, pe cineva a pășunat, da, a pășunat și a primit și amendă. Vă spun sigur, să poate și verificat, nu dau mâna acum să rapi este vorba, a primit amendă pentru faptul că a distrus acea pădure, ce în momentul respect. Doi. Ca și în anii trecuți, am solicitat la Rom Silva sponsorizare și pentru anul ăsta, undeva la 6.000 de fire, au un disponibil, pe care o să, cu care o să vin în ședința din luna următoare, îmi dăm aprobare, pentru a-i prelua și a-i planta tot în zona de sud, de la Silos. Nu, plouă și cred că și aia, sigur, o să avem. S-ar plăcut și plouă, dacă. O altă chestie. Cu ceea ce am adus acum în stil local, nu are legătură cu ceea ce am discutat până acum. Are legătură cu un proiect mai vechi pe care l-am anunțat în urmă cu 10 ani de zile, mai bine, care n-a fost finanțat prin fondul de mediu, trebuie să refacem absolut tot. Acum am discutat și am fost și la București pe tema asta. Am discutat și vom merge la proiectul respectiv la Ministerul Mediului. Va fi finanțat nu prin fondul de mediu, atenție, prin Ministerul Mediului direct. Și are adresabilitate către comunitățile care pun la dispoziția Ministerului suprafeții teren cu risc de inundații, teren degradat și presupune o întreagă procedură legală ca noi să accesăm acei bani. Având în vedere și faptul că acum și cu fondul pentru reziliență nouă oferit de administrație locală, să spunem așa, deci sunt șanse foarte mari ca proiectul să fie implementat. El vizează o bandă de protecție lată de undeva 50-100 de metri, în funcție ce spun specialiștii, pornească de sus
de la stația de pompare a apei de sus, de la nivelul de rezerva statului, și să meargă pe malul în stâng până la Slobozia, să treacă de satul Slobozia. Deci ar fi o perdea de protecție a zonei. Ea va avea și gard de protejare, cu animale și cu șapte, și care va fi, să spunem, implementat în etapa următoare, cu siguranță, când din 2022 în curs, acum trebuie să facem procesul demersului, și sper eu ca cei care vor avea animale sau nu știu, să vor duce să distreze undeva, să nu dea foc sau să distrugă cu animale. Ea ar avea menirea de a proteja clar aceste două state, pentru că să recunoaștem, pe Albia Teodosului nu s-au făcut lucrări decât ceea ce am prins în urmă cu 15-16 ani, s-au fost inundațiile, acel timp, și cu ceea ce putem face noi, ce am făcut noi. Mă refer la diguri pe care tot noi încercăm să le ridicăm pe ideea să ne protejăm atunci când vine o viitură mai mare și avem șansa să ne salvăm gospodările. Deci despre asta este vorba în momentul ăsta. Deci el se adresează unui program amplu și vreau să pregătim documentația. Va fi de durată, dar sigur, 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 va fi cu efectul benefic în comunitate. Da, mulțumesc! Mulțumesc! Deci, dacă nu sunt ceva complexități sau ne mai fi, îi punem spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este chemul? Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru. Mai departe. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind înregistrarea la Unitatea Administrativă Teritorială în Vechești, pe punctul.ghiseu.ro și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plății online a taxelor și impozitelor, privind cardul bancar pe sistemul național electronic, precum și procentul acestui. Inițiatori, consilieri locali, Drăgoi Irina, Căițanu Ion Daniel și Constantin Petru Narcis. Deci, vă rog, dacă se poate pune ceva imagine în materialul și care este consilier. Dacă nu, nu știu din altă aprobare. Dacă ne măsuri de cum o să fie de plată. N-am avut timp, vreau să întreb dacă sunt și fonduri europene pentru implementarea programului respectiv. Am înțeles că în țară... Peste tot, da, da. Deci, și cu plata, cine plătește comisionul? Oateu. Aici vreau să știu ce plătești, pentru că da, e un pic, totuși programul e bun, am înțeles că și la nivel de județ mai sunt primării care o să implementeze. Vă dau răspuns. Și rămâne de taxe, că am văzut taxa de 2% de comisiune. Vă dau detalii pe cifre, ca să ne înțeleg. Da, e bine de analizat un pic, programul e foarte bun. Cei care doresc să plătească online, da. Vreau să punem la loc și să mai analizăm. E că e bine dezbătut un pic în... Da. Salut și eu această inițiativă. Dar în legătură cu Bănescu vor sunt mai mulți pași, adică achiziționarea unui calculator sau două calculatoare. Mă gândesc la un kit de achiziția unui kit pentru plătirea taxelor și impozitelor, instalarea unui canal securizat VPN. Deci VPN. Da, și cine plătește, cine va plăti aceste comisiuni respective? Primăria, cel care
Poate mă rog. Am înțeles. Poate să vă răspuns? Nu vă problemă. Deci, din respect față de toți, și față de inițiatori și față de cei care ar fi beneficiat, acum niște calcule să vedem impactul bugetar, ca să știe. Acum să dau răspuns la ceea ce spunea. Deci, pe total, nu cifre umflate, real. Deci, calculatorul cu 2 plăci de bază, 4500 de RON. Programul, achiziția kit-ului de importare a taxelor și impozitelor la Chișeu, promovă 4000 de RON. Instalarea canalului securizat la Telecom, 7320 de lei pe an. Pe an? 7320 de lei pe an, da. Contul bancar care avem 300 sau 130 de lei pe an. Comisiune transfer la Banca la Tezorie și plătit de primărie. Minim 5 lei, maxim 30 de lei. Aproximativ 3000 de lei. Deci total, 20.000 de lei. Deci 200 de milioane de lei ar fi, să spunem, implementat. Și așa cum spuneați și dumneavoastră, primăria va fi cea care va trebui să plătească băncii comisiuni. Ca să știți. Pentru orice plată. Da? Nu poate și contribua cu nu. Să-i oprească. Da. Acum, adresabilitatea. Să zicem, câine adresăm imediat. Din datele colectate, sunt undeva, să spunem, cel cu 20 de persoane. Cel. Pe anul ăsta, pe aia. Cel. Deci cel mult, am spus. El, în realitate, sunt mai puțin, dar eu am estimat tot și forțat, undeva la 20 de persoane, cele, care ar solicita sau ar fi dornice de așa ceva. Ca să știți. Deci nu sunt... Domnilor, nu sunt împotriva noului necesitat de vreme, doamne, nu chiar e necesitat de venit. Dar vă spun, vă prezint realmente care este situația și să luăm o decizie, da? Credeam că omorul la legeze, 7% de oameni în vârstă. Nu vezi prin grază de acolo, ăla e pe bine oameni. Nu vine, vă spun eu, cred tot partea asta de aici, asta avem în vârstă toți. Și ca să dau 200 de milioane, acolo de bugetul localului pentru să fac programul. Stați puțin. Deci, în general, vreau să înțelegeți ceva. Pe lângă faptul că e pe infrastructura și toate ceea ce v-am spus aici, e trebuie să aibă și o situație juridică a proprietății foarte clar definită. Ca să poată să facă lucrurile astea. Deci, trebuie să înțelegeți că părerea mea, puteam să mă așteptăm o leagă, că nu zic că nu anul ăsta, haideți să gândim lucrurile la bugetul local care va fi așa și o să vedeți și ca sumă, n-am nimic împotrivă, să începem să facem de primire procedura. Pentru că va fi treaba și durată, nu crezi că se rezolvă într-o singură secundă. Eu nu sunt împotriva idei, o să înțeleg că va fi clar. Ce nu vin la vă? Printre aia 20.000 de euro, fiecare a o parte, e dată, da? Și pare că e cu cererea. Nu. În general, grosul trebuie cheltuit. 4.500 de lei, 7.500 de lei. Deci trebuie cheltuit să trebuie stat. Păi așa, ce bun de spate? Da, domnul Andrei. Într-un an de zile, vă rog, într-un an de zile, vreau să înțelegeți lucrul ăsta, veți fi cheltuit 7.300 de lei pe an la Telecom. Da? Obligatoriu. Da? Plus faptul că trebuie să plătim și la bani. Comisiunea. Ce înseamnă comisiunea. Eu am zis că poate, dar nu pe el, așa. Se implementezi, cum ai zis, în realitate, cuvertul trecut cu... la jos, la taxi auto, că avem trastinilă, avem o primărie în trastinilă, avem un problem, sistemul care lucrează. Și dacă ar fi la program național, e un lucru bun. Adică să ne ajute guvernul la fiecare localitate, cu suportul, e ok. Pentru că nu ne referim, chiar dacă sunt în vârstă, folosesc telefonul, nu pot să dau nume la ce firmă lucrez. Dar am făcut un demers și plătesc cu online care n-am crezut la început că nu o să meargă să plătească aplicația cu telefonul și folosesc telefoane la 54 de ani, 60 de ani și plătește online. Are card de pensie. Cu pensia nu mai așteaptă poștașul, își la o cardă. Deci nu putem să ne cramponăm să dăm la țară și nu. Progresul există, deci evoluează în timp. Dar numai trebuie un suport de la guvern, eu ar zice. Să vină bani la guvern pentru să implementeze cum a implementat
o școală care e mai folosită și duce fibra 60 de km de fibră și nu folosește nimeni, ar putea program național să e un lucru foarte ușor. În care să pună la fiecare și o să adune mai multe taxe și impozi, pentru că bătrânul a fost la taxe și impozi și merge înaintea primăriei. Mai bine să stea în văd, să stea la coadă. Nu are răbdare omul să aștepte până iese următorul și cu pandemie și nu plătește pe telefon. E un lucru bun, nu zic că nu-i salutat așa. Dar să ne ajute cu sprijinul guvernului, cu sprijinul nostru să facem o colaborare. Da, eu zic că e ceva, dar ar lua și sus inițiativa, putem să aprobăm proiectul, că nu-i... Repet, am fost de acord cu ideea să se aprobe și să se îndreapte. Costul real pe momentul ăsta. Că va fi și un program național în care guvernul să intervine, asta e o altă temă. Vedem ce va fi. Da, o să discuții, deja să fim cu Poșta Română, județul Bacău, Poșta Română trebuie să facă taxe și impozite. Adică să ajute la corectarea taxelor și impozite. E și varianta aia care s-a ajut la discuții, deci în județul Bacău, deja să discute, la nivel de județ, s-a făcut analize pe așa ceva. Deci... Ajutor și pentru a încasa, mai mult, pentru a crește gradul de încasare. Așa că care vin mai greu, care nu pot ajunge să plătească, până am ajuns astăzi mi-am plătit impozitul și apa și comunitatea să-mi garesc. Pentru că nici eu este să pot să mă descartă, dacă nu aveam 10-20 de trebuie să mă duc la ajuns, să iau la facul mai următorul ori. Nu mi se pare normal. În ziua de astăzi, că nu știu să pot să-ți plătesc, să-mi facă. Eu propun să o spun spre aprobare. Cine ne este pentru, primul pas să o facem. Așa. 10 voturi pentru un număr. Abțineri. Și două abțineri. Da? Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul diverse, mai avem câteva probleme care știu eu nu sunt în toate mare taxe de drept. De fapt, astea sunt votate în aia. De la diverse. La punctul A. Punerea în discuție a inițiativei consilierilor locali, Stanciu Dan, Pisecaru Vasile, Drăgoi Irina, Căițean Ionel, Constantin Pietru Narcis, privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase, compostabile, prin reciclare, verificarea sau valorificarea acestora și valorificarea deșeurilor din plastic, pietre, fier, vechi, hârtie, carton, sticlă. Atunci, da, și mai avem un punct. Să ne prezinti vreodată, dar la punctuare. Da, la inițiativă. Referitor la inițiativă. Problema cu gunoaie. Problema națională. Vreau să avem în vedere numai ce contrast. În tot ceea ce reprezintă colectarea selectivă, noi suntem membri în ANIS. Deci, în momentul de față, ei sunt autorizați legal să preia tot ceea ce reprezintă cu noi, inclusiv menajerii, inclusiv selectivă. Am cerut o săptămâna viitoare, de săptămâna viitoare, acolo să fac niște întâlniri cu fiecare parte din parte și o să discut tema asta, referitor la inițiativa cu dotare, cum cu nu știu ce. Discutăm atunci și o să vedem ce putem face, în funcție și de banii pe care îi avem, în funcție și de orientarea către alte surse de finanțare și o să vin aici concret orientarea către alte surse de finanțare pe bugetul local. Am avut discuții și cu ANIS-ul și eu chiar și zilele astea am,
am intervenit la ei și am cerut în mod insistent și vreau să se înțeleagă că în momentul de față, colectarea gunoiului menajer trebuie să facă alternat o săptămână selectiv, o săptămână menajerul așa, neselectat, și să avem două cubele de culori diferite, una pentru menajer, una pentru selectiv, lumea să-l facă așa, pentru că în felul ăsta să vină la o lună de zile, o singură dată pe lună, în care să-ți preia selectivul, nu vom avea performanță. Clar. Deci, insist la capitolul ăsta și sper ca cei de la DIJ primare să înțeleagă că dacă nu facem ceva, nu vom avea niciodată un procent suficient de mare din culori selectate. Clar. Cu biodegradabilul ăsta, cu crengi sau mai știu eu ce, e o altă temă, o altă discuție, o să putem separat noi, să ne vedem ce soluții sunt. Sunt și aici câteva soluții, o să le analizăm în detaliu pe fiecare în parte. Deci o să vă invit la o discuție pe partid. Da? Da. Mulțumim. Partidul X, partidul Y, ca să nu avem niciun fel de... După care o să tragem o concluzie împreună într-o ședință informală, înainte de buget. Bugetul va fi construit în așa fel încât să satisfacă și o punct de vedere al X sau al Y, nu doar a primarului sau a partidului primarului. Voi fi deschis și pretind că așa am fost. Nu am niciun fel de dorințe ascunse sau personale la capitolul ăsta. Deci, scrierile înțeleg și cu viceprimarul discutam legat de chestia cu gunoaiele. Am făcut împreună deplasări săptămâna trecută și săptămâna asta. Am făcut deplasări să vedem și noi ce se întâmplă, ce calități sunt, cum gestionează problema și cei de la firma prestatoare. Deci, anul săptămâna trecută, de exemplu, au fost calități foarte, foarte mici. Nici asta nu a fost, nu știu ce. S-a întâmplat, a fost un mic accident, să spunem așa, ieri. Dar a fost obiectiv, deci s-au întârziat un pic colectările. A rămas o singură zonă care nu s-a obturat din motivii obiectivi. Adică a fost o problemă tehnică cu mașina. Da. Și cam asta, fi? Da. Ați spus din noastră de buget. Cred că e un lucru absolut dramatic, nu? Deocamdată nu pot să estimez o perioadă, doar în care sunt parere și care pot să vedea și așa. Și cum a spus că vreți să avem și discuții. Da, cu informare, începem din contul chem să... Deci vă anunț pe fiecare în parte și discutăm separat. După care o să ne întâlnim în vreme cu toții, da. O să facem o analiză așa și o să aplicăm ce avem. Deci putem să motivăm și motivul la această inițiativă, ca să știe și colegii că poate o iau pe altceva. Deci la fiecare ședință pe care o avem, se ridică problema gunoiului. Și costurile sunt foarte ridicate. Sunt foarte ridicate în buzunarul oamenilor și sunt foarte ridicate și din bugetul local. Deci oamenii trebuie să înțeleagă, și domnii colegi, că noi nu plătim numai banul la 900 de mii pe persoană. Deci se mai plătește și din bugetul local, se mai suplimentează gunoi. Da. Deci proiectul ăsta în ce constă? Bineînțeles, l-am făcut cum l-am făcut, dar dacă achiziționăm niște utilaje și dacă facem niște investiții, își scot cheltuiala acestei investiții în cel mai scurt timp posibil. Da. Este o lege, am impresia, domnule primar, după 20 februarie, omul nu are voie să dea foc la tot felul de resturi vegetale, la tot și fac oamenii cu resturile astea. Deci asta vreau să aduc în discuție, să știi și domnii colegi, că nu e un proiect așa de aiurea. Deci, da, bineînțeles, mai trebuie cizelat, mai trebuie umblat la el. Dar trebuie să ținem cont că sunt bani care scot oamenii din buzunarul lor, odată direct și odată indirect din bugetul local. Sunt tot banii lor. Deci trebuie să ne gândim foarte bine la soluții ca să putem să reciclăm gunoiul, să putem să compostăm, să facem. Deci sunt investiții necesare. Da, domnule, mulțumim. Da. Referitor la gunoi, ce spuneți cu... Mă facem? Oamenii nu dau la coșul de gunoi crengile. Hai să fim foarte serioși. Deci nu plătim crengi. Noi la coșul de gunoi... Nu e vorba. Deci la coșul de gunoi, noi plătim alte materiale pe care ei le dau.
și atenție, într-o lună de zile, conform proiectului inițial al ATIS-ului, persoana poate sudea 9 kg, cel mult 10, să spunem, de persoană, gunoi menajer, pe lună. Deci așa au fost făcute calculele. Se înțeleagă. Deci nu au fost făcute nici de primarul de oricine, ci au făcut de specialiști care au făcut o estimat și cantitățile, au estimat și toate astea la raport de populație existentă la un moment dat. Dar vreau să menționez ceva. Dacă în proiectul inițial se plătea în raport de populație sau s-a avut în vedere numărul populației, ulterior, în vreo 3 ani de zile s-a schimbat. Se plătește la tonă, în raport de cantitatea pe care noi o dăm. Exact. Dacă atunci când era vorba de populație, se plătea cu aproximație 10.000 de lei pe lună, da? Asta în momentul 3-4 ani, în momentul de față se plătește aproximativ 25, poate chiar și 30.000 de lei pe lună, în funcție de luna respectivă sau cum arată fiecare cetățean. Da. Dumneavoastră discutați în special aici, v-am spus, deci, de reciclabil, de ceea ce trebuie să ia ADIS-ul, ia câte? Da. Deci, discutăm de crengi, de alte lucruri biodegradabile, pe care noi nu trebuie să le dăm la coșul de gunoi și trebuie să facem ceva cu el. Deci, asta este vorba. Și plus, în un aspect, în momentul când noi am reciclat, deci tona de reciclabil e la jumătate de preț față de tona de gunoi menajer. Să spunem. Nu am reținut lucrurile. Păi, sunt două lucruri. Reciclabilul, noi trebuie să-l dăm, că așa este contractul, așa sunt obligațiile noastre, către cel care prestează. Vreau să mă înțelegeți. Da. Așa e regula. Bun. Noi trebuie să ne înregistrăm o cantitate cât mai mare de reciclabil, da? Ca să plătim cât mai puțin. Asta e regula. Da? Și în raport și de cantitatea reciclată, noi plătim și la fondul de mediu mai puțin. Că plătim și la fondul de mediu o anumită sumă în raport de cantitate pe care o anual. M-ați înțeles, da? Exact, dar deci noi trebuie să găsim, în primul rând, soluția la creșterea cantității de gunoi reciclat. Asta este. Și cum era cu propunerea, când mi-a spus și cu adusul? Deci insist, ca să se facă reciclarea sau colectarea, alternant o săptămână reciclat, o săptămână nereciclat, altfel nu vom reuși. Dacă nu sunt două cuvere separate la culoare, dacă nu sunt, nu e un program foarte clar definit, nu putem să avem reciclată. Da. Deci nu putem să creștem cartea de reciclată. Exact. Deci în proiectul ăsta de reciclată, facem niște investiții doar dacă ADIS-ul nu ne pune la dispoziție altfel de tonderoane, ca să putem să depozităm aceste materiale, plastic, sticlă și ce este. Deci am reciclat. Domnule consilier, da, avem o... Oamenii de aici, domnul primar, deci asta. Eu când am spus în inițiativa asta, am specificat separat. Deci pentru biodegradabile aplicăm niște chestii și pentru deșeurile reciclabile altă treabă. Deci trebuie să facilităm oamenii, să le creăm condiții ca să poată să recicleze și plus trebuie să le dăm posibilitatea la oameni. Ce se fac cu crengile, cu ciocanii, cu toate restul de biodegradare, nu? Deci, în proiect sunt două chestii separate. Adică ar fi două proiecte în unul. Asta e. Două articole. Da. Da. Mulțumim. Cuvelea trebuie acestorată de oameni? Cuvele individuale, alea nu sunt două de... Dar de-am dat culoare, nu ești tare. Nu, deci în momentul de față, cu bel, au ca să vă rog, eu v-am respectat, astăzi eu n-am spus o țină la nimeni. Vă rog, cum o să avem de ce? Deci, cu belele, au cele pe care le avem din care nu se pune, au 120 de litri. Când s-a conceput proiectul, cred că a fost supra-dimensionată treaba.
ar fi trebuit niște probleme mai mici. Și problemele să nu fie doar una, să fie două. Bine. Da. Acum, din greșeala va fi. În momentul de față, deci el ia o durată de viață din 8 ani de zile. Au undeva la 5 ani în momentul la data asta, deci nu putem să mai solicităm decât cei care nu au. Cel care nu are puberi sau au, pardon, au avut, a distrus, o nu poate să solicite decât la perioada când expiră durata de viață a respectivului. Deci ce vreau să vă spun? Puberi vom da în continuare la cei care nu au luat. Să înțeleg. Nu, puberile se dau de către structură de avis, către noi, împreună cu prestatorul, le aducem pe bază de buletin, cu date personale, cu contract, se plătește, se semnează, nu se plătește. Deci se semnează de achiziția lui. Dar atenție, durata de viață este de 8 ani de zile. Deci nu se plătește la 2, la 3, nu știu. Nu uitați că până și noi am avut în dotare și am mai dat. Alea mai verzi, o fost în dotarea noastră mai demult și tot l-am dat și le-am mai locuit la cei care nu aveau sap, care l-au fost stricat. Deci cam asta fie legat de Eurocubele. Da. Avem un punct la punctul B, punerea în discuție a inițiativei Consiliului Local Angel Sarisangru cu privire la elaborarea unor proiecte de hotărâri privind amplasarea unui indicator de localitate, zona post-rotului, prima exploatare a acestor în lunga de chin. E bun. 2. Demolarea construcției școală lunga de chin și construirea în totalitate a incinției. 3. Construirea unei case traficare a Biserica de Stat de la aici vreau să duc câteva argumente, dacă poate. Deci, amplasarea unui indicator este la ora. Acum se întâmplă foarte multe accidente. Pentru că nu știi lumea, vă luăm la stânga. Nu știi mai... 2. Da. Este vorba, 2, la demolarea construcției școala vechi, care este deja în ruină. Nu știu ce actul crede, se poate întâmpla și la clienții de joacă. Trebuie rezolvată problema asta. Chiar la casa tradițională, știți, când a fost la mai putere economică de țară respectiv am făcut, acum asta e situația, trebuie să fim și noi ajutați că... Bun. Da. Poate deci eu vreau să spun așa, legat de propunerea de sfârșit. Dar aia cu Domnul Național, mai fost o discuție cu Domnul Național și o să reiau, să-și pun un indicator de localitate în care se vadă exact să face la stânga. O altă treabă, referitor la școală, noi am mai făcut demersuri către minister, ele sunt în evidența Ministerului Învățământului, sunt patrimonial ale noastre sau scoalitatea noastră, vom relua să vedem cum trebuie procedat. E un dosar special de întocmit pentru a demola imobilul respectiv. El nu este într-un patrimoniu care să spunem că are caracter istoric sau care sunt nimeni de chestiunea cu bisericile, fac aici observația că referitor la biserici, așa cum spune și codul administrativ, să se înțelege un lucru. Deci, la bugetul de anul ăsta o să avem în vedere și susținerea culturilor, cu sume adevărat foarte mari, și am solicitat deja preoților să vină cu o adresă prin care să ne solicite, să ne explice ce vor să facă, iar noi o să stabilim împreună cum o să orientăm situația. E adevărat și la lucrurile cheie, trebuie ajutat acolo, biserica, este satul mai mic. Biserica e, într-o chestie, singura care nu are o casă praznicată. Celălalt de toate, da? Și în condițiile astea, sigur trebuie să o ajută. Am avut o discuție cu preotul satului și trebuie să rezolvă. Până la urmă, nimeni nu crede că dintre consilieri locali nu înțelege că e nevoie de așa ceva. La zidez, domnul... Da, 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 da. De la domnul primar, cum se pune cu proiectul cu creazele? Auzi, avem facem bugetul. Să știm, punem bani de investiții, de studii, de astea, suntem într-o asta, avem și doi parlamentari, dacă poate să ne ajute, deși programe noi. Deci când vine să încercăm, să demarăm anul ăsta, biserici și cimitiri suntem sături, noi care suntem în viață, nu
greșeală ceva, nu numai pentru biserică și ați dat nimic, adică și lor. Ajutăm pe fiecare, dar trebuie să ne creăm și noi condiții. Și aș... Iar doar v-aș ruga ca să, să punem la punct proiectul ăsta, să... Nu știu ce stare mai e. Da, da, te-ai răspuns. Pentru că... Au un fost... contra bisericii. Este bun, da. Referitor la chestia cu gazele, cum știam și din anul trecut și din anul ăsta care am stat în luna trecută, deci studiul de fezabilitate este făcut, avizele sunt făcute, așteptăm să vedem ceea ce va urma din perspectiva... Principii programului tot de exact. Exact. Să exact. Și acum, eu mi-am făcut datoria, să spunem, în calitatea de primar, care să, să acceseze la momentul în care se lansează programul. Acum s-a, s-a lansat, de vreau să lansăm. De bani. Un program nou. De bani. Deci dacă e, de avem discuții, putem să avem discuții cu licitor particular, partidul sau ăsta. Deci bine niște discuții să demarăm anul ăsta proiect. Deci nu să... Și fiecare își aduce aportul cât poate, dar măcar să, să punem, să putem urmi și noi... De bani. Ai spus, de bani. De bani. De bani. Da, deci, referitor la sume, vreau să vă amintiți că o parte din ele au fost deja plătite anul trecut. Deci, din ceea ce reprezintă cheltuiala pentru sume. Deci, e făcut în mare parte. Acum, dacă nu o fie o sumă mai mică, pe care o vom prinde anul ăsta, și vom vedea cum evoluează situația din perspectiva finanțării. Da? Deci, cred că răspunsul e complet. E complet, da, să zic să nu aveți surprize la buget. Deci, da. E bine să... Da. Mulțumim, domnul Pisălă, despre ce a spus colegii din casă. Deci, dacă noi mergem prin un alt program, ca să spun, domnul primar și-o dat de când v-am întrebat. Poim sau nu? Poim a fost. Era programul operațional, ca ce nu se locuia. Rămâne valabil de studiile astea. V-am întrebat. V-am întrebat. Rămân valabil. Am dat 50.000 de lei, poate, nu? Am aprobat. Rămân valabil sau ne-am vrea să mai continuați bani pentru studii și pentru toate. Ne-am. Documentațiile tehnico-economice efectuate, făcute până la momentul ăsta, rămân valabile. Deci nu se pune în discuție că trebuie făcut altceva. Deci cui ne adresăm? Din punctul de vedere al finanțării, o ajutăm. Da, dar nu poate să... Da, noi facem documente. Documentațiile se refac la o anumită perioadă când apar legislații nouă și atunci trebuie să reactualizeze toate datele. Expiră termenul, de exemplu, nu? Dacă noi trecem în alt program și expiră termenul la ce am început noi acum. Am dat banii, un miliard, că am dat noi 100.000 lei. E posibil să-i pierdem, dar puteți să faci altul. Nu-i vorba să faci proiectul tehnic. E vorba de alte, poate alte ambiții. Alte ambiții, alte ambiții. Mai trebuie să-mi dau bani din bugetul local. Ascultați-mă. Măi, nu facem confuzie între documentații tehnico-economice, care se spune SFO, PPO, dacă e așa, da. Și aviz. Avizele presupun cheltuieli mult mai mici, foarte mici, în raport cu ceea ce reprezintă. Să fie referit. Avizul, vă dau un exemplu. Avizul la druguri naționale sau avizul la... Da, la da. Sau la poliția rutieră, trebuie scos de acolo. Nu-i valori mici, undeva la 100 de lei. Deci nu sunt valoare atât de mari, ca să ne speriem. Dar drumul național este ceva mai mare, ca așa sunt acolo. Să fie așa, să avea și drumul. Domnul președinte de ședință, și pe baza proiectului care se anunțea dumneavoastră, că dumneavoastră ați spus punctul de vedere. Referitor la semnalizare, nu? Da, bine, bine să nu faci așa, în cazul, și numai la. Dar propun totuși să facem, domnul primar, și pe strada Regina Maria, că am mai discutat de nu știu câte ori, cu un semn de circulație, cu reducere de viteze. Nu se poate, tot la fel. Sunt câțiva șoferi, conducători auto, de pe autobasculante, de 40 de toni, nu putem să facem nimic din lumii, vă spun eu. Totuși, și referitor la, ca spus că prindem un buget de niște bani pentru curte, nu în colț, dar prindem,
Mai avem și alte proiecte, avem așa și pentru case corporale, și pentru... Deci trebuie să îi canalizăm, să îi prioritizăm. Dar cel mai important și cel mai important e asta. Masenet, referitor la pacientul care spui tu. Da. Nu numai eu. Dumbrăvean, la oficiile avuturi mari, dacă ați zis, băie, în legătură cu exploatarea de Petrotuș. Da. Petrotuș nu s-a mai făcut exploatare de balast de peste 10 ani în zona Orefectului. În aval de podul de la Cornățel, spațiul respectiv, arealul respectiv, este cuprins în Natura 2000. Practic, acolo, probabilitatea să intervină în albii e aproape zero. Țineți minte. Deci, suntem în Natura 2000 și în noul context referitor la mediu, va fi o mare problemă. Deci, exploatare de piață se poate face din amonte de pod. La 2 km. Așa. În amonte de pod. În aval de pod, 1 km. Atenție. Preferitor la mașinile de care vorbesc din Italia. Frate drag, una că am o colaborare și o înțelegere destul de clară cu oamenii ăștia. Mașinile chiar și azi eu am fost acolo, nu merg cu viteza nu știu care și fac tot felul de nebunii. Chiar la poartă la Dumitare, astăzi, da. Eu m-am întâlnit cu ei și mergeau cu 5 la oră garantat. O fi văzut. Deci clar. Deci, ce fac? Ei trebuie să exploateze. Ce fac? Că n-au altă cale de ieșire. Deci din zona asta, dacă vrem să inventăm o cale de ieșire, nu avem diuri, nu avem cum să o creăm. Deci singura modalitate, vă rog, singura modalitate, ca în felul ăsta, să exploatăm piatra, să recalibrăm albia, să eliminăm riscul de inundații, pentru că dacă tot tu, ai fost nenorocire mare la tine în casă, când a fost inundație din 2005, da. Că ai avut 2 metri de apă, în casă. În casă. În momentul ăsta, dacă nu coborăm nivelul albiei, deja, la ceea ce spunea Dan, că la 4 ani nu, la 2 ani Dan este frecvența, ți-o spun sigur, și se atinge aproape, și se atinge aproape 3000 de metri cub pe secundă. Știi ce înseamnă 3000 de metri cub pe secundă? Vă spun. Jumătate din debitul Dunării în condiții medii normale. Deci se atinge la Orechești, domnul parlamentar, ăsta e debitul produsul la Orechești, când plouă abundent în zona asta. Deci la noi se colectează tot, pentru că în aval de Orechești se varsă într-o duș. Suntem în vestitul proiect național pentru Trotuș, cu finanțare și din finanțare europene sau mai știu de unde, nu s-a mai făcut absolut nimic din 2006. Din 2006 nu s-a mai intervenit asupra Trotușului. Într-o delegație de la Apele Românii, care am avut în urmă cu 2 ani de zile, în toamnă, noiembrie 2019, au fost în verificare. S-au făcut niște intervenții. Și în 2019, inclusiv viceprimară și cu primăria, am făcut intervenții acolo ca să mutăm cursul totuși din zona Slobozii. Și ce mi-a spus? Domnule primar, faptul că voi ați făcut niște diguri să protejați anumite zone, s-ar putea să vă salveze în etapa următoare, la o viitură mai mare. Pentru că probabilitatea să facem noi acum intervenție este aproape de zero. Vă spun adevărul. Deci, fraților, nu-i jucărie. Și vrem sau nu vrem, omul ăla care exploatează și o licitat un perimetru, trebuie să lăsăm să-și facă treaba. Bun. Trebuie să lăsăm să-și facă treaba. Dar el își face treaba, câștigăm bani. Deci, în urma câștigului lui bani, în urma câștigului lui bani, nu pot să stau, nu numai eu sunt, sunt majoritatea, dacă vreți, o să fac o inițiativă, cetățenii așa, s-au adus semnături la toți sunt de acord, toți sunt de acord. Deci nu poți să vii tu din alt județ, să vii să ne exploatezi minim resursele naturale și ajungi și la aceste noastre cu protejare, nu e așa. Și eu în urmă, ce de rămâne? Drumul de stricat, care l-avem făcut de Gheorghe Gheorghiu, deci ca drumul Orechești, nu avem. Și vă arăt chiar că a dat exemplu în poartă la Dumitare, la mini poartă. Vă arăt când trece mașina cu tonaj, nu era așa ceva, domnul. S-a desfăcut placa din beton, pe o 1,5 m, dar să vedeți cum faci, să vedeți cum faci acolo. Iar referitor la când îi protejează, în momentul de față, ca fost și eu, în momentul de față, este cu extindere mare care, deci eu nu văd, credeți noastră că ei până la finalizare, care e contract, că am primit de la România, am primit de la da, credeți că la, ei la urmă o să facă mie așa o deformatare, un dig, lasă așa cu vos, cum trebuie, canalul Dunării Marineane, nu cred. Nu cred, am văzut ce se întâmplă. Că trece prea mic la voacă, văd mai des ca dumneavoastră. Că acum stau acasă. Liber profesionist.
Domnul primar, trec și înapoi, da. Trec înapoi cu, cred că nu-i place, pe cuvântul meu, dar nu, deci material. Deci aceleași mașini, nici nu mergi nici tot. Așa, trece la balasiere, la bucioaia care are din sediu, trece înapoi cu material. Eu cred că dă din pământ sau de ceva, nu-i place, dar așa dă înapoi, sau nu știu, pe cuvântul meu. Deci vă fac post dacă vreți, știți că nu... Iar cu aia vă fac timp că trece camionul, cum să lasă plata din beton. Asfalt care nu-i făcut, e făcut din Gheorghe Iurgescu, din bunicii noștri, din bunicii noștri. Pastrez, s-ar putea să faci confuzii cu mașinile de la canalizare care se duc cu materiale în bună. Atenție, se duc cu materiale în bună, rămas, care se duc și depozitează la radio de acolo. Deci, cum voi avea. Da. Da. Deci, mai rapid ca să fie distrugă. La legiețe, nu? Specificat și comandrei, vrem și noi pus să vedem ce, că nu știu deloc, nu am văzut niciodată și vreau să ne punem la dispoziție, vă rog. Format electronic sau hârtie nu contează. Și vreau să ne punem la dispoziție spațiul de aici, ca să ne întâlnim la transportul acesta de cetățenii noștri și în adresă. Și să știm unde putem și pentru pe comisii după 4 jumătate, pentru că nu suntem disponibili toți în timpul programului de lucru. Pentru ședințe, da, ne permite legea să plecăm, dar pentru întâlnirile pe comisii nu prea putem pleca. Și vrem să ne întâlnim după 4 jumătate și dacă puteți pune la dispoziție spațiu și unde putem găsi cheia, dacă ne dați posibilitate. Nu de fapt patru jumate. Cel care vin consiliere, nici vin consiliere după oră. Vin de 7 dimineața la 8 dimineața, nici de 4 jumate. Păi poți face și la 8 dimineața, dacă vin la 7 dimineața. E așa. Pe unde vin și la 8 dimineața. Consiliere local, pe mai e domnul ăsta. Cine spune? Comisie. Comisie. Nu să mă lasă să dați consiliere. Comisie. Comisie. Ieri am avut un incident cu mașina de gunoi, a rămas un șanț făcut de asta de la canalizare. Eu întreb o chestie. Ăștia care fac, deci firma care se ocupă de canalizare, își face treaba ca lumea? Pentru că ei sapă șanțul la 3-4 metri, la cât sapă ei. În momentul când ei n-au tasat fondul șanțului, n-au tasat la fiecare metru, pământul, și-au luat banii și-au plecat, când e gata lucrarea. Vin oamenii cu drumurile, tot așa. Tasează la un metru când vin cu așa, întind asfaltul, au luat banii și-au plecat. În urmă, după un an, 2 ani de zile, pentru că terenul a fost dezlocat de acolo, o să avem numai șanță prin toată comuna. Mă întreb și eu, nu putem să-i monitorizăm? Nu putem să facem ceva, să facă lucrări de calitate? Oamenii ăștia... Păi da, oamenii ăștia iau banii și pleacă. E da banii, 50 de mii. Au întins țeava, au luat banii și au plecat. Au întins asfaltul, au luat banii și au plecat. Dar nu știu mai simplu, conducta aia și păstrează. Păi da, în momentul când fundul șanțului nu este compactat, și am întrebat muncitorii care fac, ei dau la repetimente, ca să poată să întindă țeava. Ce facem? Cine răspunde? Adică trebuie cineva să fie, să monitorizeze și să facă lucrarea de calitate. Banul tot îl ia. Păi da, gata. Da. Deci ceea ce s-a întâmplat acolo era, se poate întâmpla oricui. Deci vis-a-vis de șanță. Nu se sapă niciodată mai mult decât se pune în proiect respectiv șanță. Dacă e 4 metri, în funcție din codurile pe care i-au dat, acolo este stabilit ceea de ce trebuie să aibă. Sub conductă se pune nisip. Da? Chiar și cu conductă, da? 2. Eu sunt economist, eu sunt inginer constructor. Dar în momentul în care sap un șanț la 3-4 metri, tasarea, ca să se facă, e chiar de timp. Vrem sau nu vrem, este o realitate. Oamenii ăștia
continuu au completat materialul pe zona care s-au tasat, s-au lăsat, s-au uitat, s-au plouat, s-au mins, toate. Deci, în continuare, ei vor face operațiuni de completare a zonelor care toate au lucrat, că se tot trebuie completat, în așa fel încât nivelul de compactare să fie foarte bun ca să nu avem probleme ulterioare. Acolo a fost și o greutate destul de mare la mașina și a venit macaraul lor, deci atenție, macaraul lor, au rezolvat problema și au rezolvat. Asta a fost un incident. Așa. Deci se poate întâmpla în felul ăsta. Ei au în vedere aspectul ăsta, eu permanent monitorizez din care zic și eu și mal, chestia asta, ca ei să-și facă treaba. Deci eu nu le pot imputa un rol ăsta cu pământul de față mine. Încât că-și fac treaba. Putem spune orice. Dacă nu sunt serioși, nu putem spune. Și rețineți. Au venit până la data asta doar cu două situații de lucrări. Atât. Deci doar cu două situații de lucrări. Suma totală undeva la 5-6 miliarde de lei, 5-500. Vechi. Deci, în momentul de față, ei au mai făcut o grămadă de treabă pe care noi trebuie să o plătim în continuare. Deci nu le pot imputa absolut nimic, pentru că își fac treaba foarte bine. Că nimeni nu-i perfect, mai nu, șanse mai puțin, mai lat sau mai știu ce, chiar și aici, e o discuție. Sunt zone, sunt zone foarte insectoase. Vă dau exemplu acum, dacă vă duceți în lungă, jos la Marcel, a fost un jos pe uliță, la Spitoci. Veți găsi acolo, la 3 metri, este apă de aproape jumătate de metri, în șansă. Gândiți-vă că este numai nisip. Orice îi face, el iei, îl duce, îl pui, el se tasează în timp, se mai lasă, ia-i, trebuie să completăm permanent. Nu putem să ne acuzăm, dacă el nu cu șansul de o lună, de 3 săptămâni, să-l am 100% tasat. Completat tot, să nu se mai lasă. Deci vă rog să credeți, durează 2 ani de zile ca să-ți l-ai compactat bine. E adevărat că cei care o să vină să-și facă intervențiile la drumul far, vor trebui ca să intervină asupra zonelor care au fost afectate. Au fost zone de fractură, au fost zone care s-a lăsat. Eu am săpat de jumătate de metru cumva și mi-am absorbit o gaură de 4 metri. Inclusiv în drumul stau eu, inclusiv în zona de aici, la Bocos, inclusiv acolo nu, acum, azi dimineață, m-am dus acolo. O dită mai găuroi. Deci vă rog să vă credeți, oamenii încearcă să-și facă treaba. Acum, că unul sau altul e supărat, e nemulțumit, că e șansul mai nu știu ce. Se mai întâmplă, recunosc. Domnul primar, întrebarea a fost nu că oamenii nu-și fac nu știu cum treaba, dar dacă o să vină drumurile, pentru că noi mereu tot spunem de asfaltare, asfaltare. O să vină cu asfaltul peste șansul ăla. Ce facem? Asta e întrebarea. Drumul în 2 ani de zile o să se surte. Nu știu deci, de așa întrebă. Eu cred că am dat și răspunsul. Deci se completează, se va compacta în continuare și cei care vor veni, vor trebui să preia sarcina de compactare, în așa fel încât riscul să fie minor. Deci va trebui să facem lucrul ăsta, că n-avem altfel. Vrem sau nu vrem, trebuie să o ducem la toată. Asta era întrebare. Da, și atunci, drumul poți să ai o garanție de câțiva ani de zile. Ca să putem, numai bine, 2-3 ani de zile, dacă o să avem surprize de grația, surpări sau ceva. Ăștia de la drumul să vină la să repare din nou? Sau... Cine suporte? Nu știu. Noi. Nu te poate, nu mă Nu mai face cu mai salvează pentru că eu aș zice să ne oprim aici. Mulțumesc domnilor parlamentari că au fost prezenți. Dacă vor să spun vreun cuvânt, nu mă deranjează. Chiar de fiecare dată când aveți, vă rog, când aveți trecere prin zonă, ne puteți găsi, mă puteți găsi. Suntem oameni deschiși, suntem parteneri la guvernare, nu văd niciun motiv ca să nu avem deschidere necesară. Iar în ceea ce privește relația cu consilierii dumneavoastră, personal, reprezentanții Partidului Național Liberal, eu vreau să mă sincer vă spun, am avut și am deschiderea totală. Niciunul din voi și nu pot să spun că i-am jignit sau nu am fost un bun colaborator cu dumneavoastră. Doresc deschidere maximă să se vadă să cu adevărat la guvernare împreună. Din punctul meu de vedere, numai succes, le doresc și lor și la toți cei care suntem în sală. Asta e politica. La revedere! Guvernare!